La toți de față și viitor, sănătate, sunteți la Vreau să știu. Mii de mulțumiri că faceți acest lucru. Cum mulțumiri vreau să le adresez și prietenilor noștri de la Casa Pariurilor, fără de care acest podcast nu ar putea exista. Dragi prieteni, fără să fiu ipocrit, dați-mi voie să vă spun că în viață sunt oameni care te ajută. Oameni care te ajută enorm și mai mult, care au încredere în tine. Oameni care pe vremea când tu aveai 18-19 ani au avut încredere în tine și ți-au oferit posibilitatea de a scrie despre cel mai important campionat de fotbal din acel moment, campionatul Spaniei, unde erau 14 jucători de primă divizie și 4 în a doua divizie. E bine, acest om este invitatul meu. Mi-e greu să vorbesc pentru că m-a ajutat enorm în viață. Și vreau să vă spun că, în afară de faptul că a fost un excelent jurnalist atât înainte cât și după Revoluție, a făcut multe altele. Conducător de redacții, formator de redacții, pentru că este o diferență între a conduce o redacție și a o forma, dar chiar dacă dumnealui nu vrea să povestească prea mult, este și unul dintre artizanii fenomenului bingo, pentru că probabil o să vorbim și despre lucrul acesta. Ca să nu mai lungesc, dați-mi voie să vi-l prezint cu mândrie și onoare pe maestrul Geo Raiețchi. Mulțumesc. Bună ziua și salut. Bine ați venit! Bine te-am găsit și îți mulțumesc mult pentru cuvintele astea frumoase. De fapt, de mult nu mai știu în ce împrejurare tu ai spus, ai răspuns la întrebarea și cine a fost primul om care te-a ajutat în presă, nu știu, și ai spus Geo Raiețchi. M-a avut un șoc. N-am crezut că mai e cineva care să recunoască treaba asta, foarte puțin o recunosc. Nu, să rămână mii de mulțumiri. Am zis că sunt 3-4 oameni, Lorena Balaci, Răzvan Ionașcu și maestrul... directorul revistei Salut, George Mihai, cum se spune, că nu ne permite Mihăiță, știți? Da. Care la Salut, acolo era o revistă și zice, domnul George Mihai, Mihăiță, nu-mi permit, domnul Mihăiță. Prietenul meu. Da? Și domnul Geo Raiețchi pe parte de Cotidian, unde era altă mâncare de pește. Cu totul alta. Dar și tu erai un băiat deosebit, mi-aduc aminte perfect, mai uluit. Vorbea o spaniolă de... N-am putut să crezi, știi ce mai vorbește așa bine spaniolă? Să intrăm chiar, apropo de amintiri, Corneliu Oros, care vorbește 7-8 limbi. Fost un mare voleibalist, capitanul echipei naționale, câștigătoare de bronz olimpic. În fine, care a rămas în Spania de mult. 80 Moscova. 80 Moscova, da. Și el a rămas, adică n-a rămas, s-a stabilit la un moment dat, a fost după Revoluție un pic, s-a întors și pe urmă s-a stabilit. Acolo a luat un hotel, a fost director la o mare companie hotelieră, a celui mai bogat om din Mallorca, după Iosif Constantin Drăgan. Atâtea limbi vorbește dumnealui? Jur. Da? Eu am impresia, din câte știu, a crescut cu nemțoaică. El e din Oradea și din familie, probabil și-a avut, și lucrând în, i-a plăcut enorm de mult sistemul hotelier. A trecut imediat pe hotel. Deci Horeca, pe, da. Vai de capul meu. Acolo, dacă era director unei companii de asemenea valoare, Vicente Grande îl chema, care la un moment dat eram și eu în Spania atunci la el și am citit, am văzut pe la televizor în limba marochină, știi că există da, greu marochin, da. În care s-a anunțat Vicente Grande îți declară în incapacitate de plată pentru 827 de milioane de euro. Când am văzut, da, și eu l-am sunat pe Cornel acum atunci să-i spun, da. Mă rog, asta în paranteză. Ziceți-ne ce faceți, ce mai faceți? Nu mai fac. Am mai făcut cărți, mai fac pe bunicu foarte rar din când în când unul din nepoți, adică am două nepoate și un nepot, nepotul e în New York. Și în rest, cu soția, casnică, mai vizite, mai plecăm, mai o vacanță în Bulgaria, nu prea mult. Și de ce n-ați mai ieșit? Nu din țară. De ce n-ați mai vrut să apăreți, sincer? E atât de mult de spus și atât de greu. Fenomenul bingo mi-a făcut bine, pe de o parte, pe de altă parte mi-a făcut mult rău și nu mă refer la faptul că atunci când eram pe val cu bingo ăsta, mă duceam în piața Mogheros și treceam în fața tarabelor, vedeam cartofi 2 lei, roșii 2 lei, 3 lei, mă rog, să zicem, plecam mai departe să fac așa un tur, da. Să văd. Și când mă întorceam, cartofii ea nu mai erau cu 2 lei, erau cu 4 și îl întreb pe la, păi dumne, când sau acum, în 10 minute? Și aia, dumne, că mâna să n-aveți bani. Toată lumea avea impresia că eu sunt patron, că am vreo acțiune. Da. Ori eu eram simplu angajat al antenei care făceam emisiunea asta. Ca realizator și ca voce din of. Da. În fine. Și în momentul în care m-am izolat, deci intrând în lumea aia, în momentul când s-a terminat bingo, s-a terminat de mai multe ori. Odată, prima dată s-a terminat chiar după 6-7 luni. Nu știu dacă știi, a fost un director general al Loto, Cristi al chema, care stătea în antecamera lui Ciumara și l-a convins pe ăla că bingo face rău pușculiței statului, care este Lotoprono, și uite așa a interzis-o prima dată, pe urmă lupte. În fine. Da, a fost o ceartă continuă. Și după ce s-a terminat cu bingo total, au mai fost niște încercări,
maratonul norocului, a mai fost o încercare cu unul țâr, dar în fine, au mai fost niște încercări din astea, alții până altă parte, eu mă refer în cele în care am fost implicat. Când s-a terminat, dintr-o dată m-am trezit că în presă nu mai e loc. Presa era deja pe ducă, dădea primele semne că va muri și a murit destul de repede, aproape. Adică am scris odată că e în moarte clinică până anii aia 2000 și ceva, 2004-2005, mai mult poate, și am plecat în Spania. Am avut de ales la un moment dat, într-o zi m-a chemat Virgil Lazarov, Dumnezeu să-l odihnească, cu doamna Pop, care era directoarea, fostă mare om de televiziune și ea, și m-au chemat undeva în Pipera, zona aia de început de tot, pe Aurel Vraicu, pe Aurel Vraicu undeva, într-o cămăruță. Și acolo mi-a propus să mă ocup, începuse, vrea să lanseze emisiunea cu farse. Dacă știi, da, a fost așa. Da. Și că eu să fiu producător și stabilise, mi-a oferit 1500, că nu e nicio, $1,500 pe lună. Și eu am spus, stai să mă gândesc, să vedem ce trebuie să fac. În fine, și am plecat. În clipa când am plecat, că asta e viața. În clipa când am ieșit pe ușă, jur, mă sună telefonul. Da. Geo, Corneliu sunt. Corneliu Oros. Da. Zice, vezi, zice că ce-am vorbit noi odată, dacă se mai vii, am un loc la hotel. Nu vrei să vii să preiei hotelul ăsta aici în Mallorca? Și băi, Cornele, nu știu limba, stai puțin ce am vorbit noi acolo. Te rog eu frumos, fii băiat deștept, dar dăm repede răspunsul, că trebuie neapărat mâine să decid, să spun, să anunț, pleacă o persoană și trebuie să știu ce fac. M-am dus acasă, m-am stat cu nevastă, m-am tot gândit, zic, ce să stau în meseria asta nesigură, mai ales că era vorba de proiect, începuse treaba cu proiect, nu deveneam angajatul Lazarov. Avea proiectul ăla cu farsele și după aia ce fac? Dacă după mai era altul, da? Bine, dacă nu... Bun. Și atunci am zis lui Corneliu, bine, vin. Și pe 2 mai 2008, nu, m-am suit în avion și m-am dus la Mallorca. Și m-a așteptat Corneliu și mi-a dat hotelul în primire. Serios? N-am știut. La un moment dat mi-a spus, zice, vi-l dau de tot, că erau vreo 4 la recepție. Era un fost conac, nu conac, cum se cheamă, tu ești cu spaniola, un fost mare... Hacienda, ce era? Finca? Era ceva așa, da. Deci, sediu central, erau niște tablouri mari de tot, că i-am spus la un moment dat, mă, Cornele, cam cum e cu ăsta? Zice, păi dacă pleci cu tabloul ăsta, stai la Madrid vreo jumătate de an. Opa, pe cuvânt. Și acolo era hotel, adică se stătea acolo? Era hotelul și în jur erau tot felul de alte căsuțe, mă rog, tot felul de aranjamente. Aveam un total vreo 30 de camere, dar avea și teren de fotbal cu nocturne, că la un moment dat au venit echipe bune din Spania acolo. Da, se duceau tot timpul acolo la... Așa, și... Și asta aveți grijă de tot ăsta. Da, nu, mai erau vreo 4 recepționeri, dar de asta spun că la un moment dat, eu ce se întâmplă? Ceilalți recepționeri, la alte recepționeri, erau două spanioloaice și o nemțoaică și ele venea clientul și bună ziua, bună ziua, nici măcar nu se ridica un pic în picioare, să dea mâna sau să... Eu în momentul când a venit clientul, sigur că da, mă duceam cu imediat, da, dumneavoastră sunteți, vedeam, completam imediat. Haideți să vă arăt, haideți să vă arăt. Puneam mâna pe bagaj, că nu aveam bagajist, că nu mai eram în forță. Hai să vă arăt. Îi luam, îi duceam și cutia de propină la mine, propina, știi foarte bine ce înseamnă. Uite așa, s-a speriat Corneliu când a văzut după 3 zile cum se făcuse cutia de propină și niciodată nu s-a câștigat data bac și aici. În fine, cert este că după vreo lună mi-a spus, zice, dacă o convingi pe Vio să vină și ea, pe nevastă mea, vă dăm vouă hotelul. Ma. Și a venit nevastă mea și a luat concediu, putea să facă întrerupere, nu știu cum, 2 ani de la serviciu să vină. Am găsisem casă, 400 de mii de euro să fac, am uitat să ți-o aduc, cum se cheamă, un fel de cetățenie acolo. Dar cred că o avem. Nu, da, avem, ți-am trimis poza? Nu știu, cred că o avem, că e în baleză, așa, în maiorchineză. Exact. Deci că zic, bă, stai să mă uit, dacă să văd că nu... cont în bancă, tot ce trebuie. Și unde? Păi Vio? Nu știi ce a fost 2008? Ba da. Ce?
criza aia uriașă și păi la... mergeam pe stradă, am dat cu mașina, bineînțeles că avea mașină tot la dispoziție și mergeam și când mă uitam... Se vende. Și vende și s-a ales praful. Dar trebuie să mă ascund la un moment dat. Stai să vezi, stăteam noaptea în hotel, mi-a zis Cornel, dacă vine poliția, știi tu, aia militară, așa, dacă cumva vine, zice, spui că ești turist, zice, și în schimbul cazării, ai grijă, ești un fel de pasnic aici la hotel noapte. Adică am stat pe, cum se cheamă așa? Pe burtă un pic. Pe burtă, ești până ghinion... a trecut toată asta, m-am dus la alt hotel, că aveau vreo două acolo în comun asta. În fine... A fost o aventură și teribilă. Și v-ați întors imediat? Adică... Cum s-a încheiat această aventură? Cornel mi-a zis, stai liniștit până noiembrie, când se termine sezonul pe 30 noiembrie sau 31-30 noiembrie, zice, până atunci stai liniștit că te plătim, nu-ți face probleme. Numai că în septembrie, la celălalt hotel, care era și mai ciudat așa, un spațiu imens cu teren de golf, cu bazine acoperite, descoperi, în fine, o frumusețe, bogăție. Și trebuia să ocolesc foarte mult să ajung la piscină. Și m-a sunat unul din oaspeți care era un neamț. Și mi-a zis că mă roagă să mă duc puțin, că vrea să mă roage ceva. Și eu zic, de ce să mai ocolesc toată asta? Stai cu aici pe aici, știam eu cu scurtătură, mă uit în jos, zic aia, zic, sunt câțiva metri, zic, am fost portar, am făcut rugby, zic, sar pe aici, că era mai aproape de ei, știi? N-ați mai ocolit piscina. N-am mai ocolit. Ce piscină? Că trebuia să ocolesc toată clădirea să ajung la piscină. Și zic, am sărit. Și am sărit. Și acolo am rămas. Nu mai am putut mișca. Am mers în genunchi, am întărit în genunchi până am putut să prind semnal. N-aveam semnal la telefon. Și am zis, Corneliu, vin, nu mai pot. Zic, am fractura. Ce fugi, mă, că fractură, că murai de durere până acum, că am avut atâtea la volei, știa, îți dai seama. Da. Și zic, bine, zic, da, vino, trimite ceva. Și a venit cineva să mă ia cu mașină de aia de, știi, de golf, din aia, mititic, așa, și m-a luat și m-a dus, într-adevăr, am avut factura. M-am dus la doctor, dar după vreo 3-4 zile, doctorul era medicul maestății sale Juan Carlos I, da, care venea vara, toată luna august o petrecea în Mallorca. Și el era medicul acest ortoped și al echipei de volei, că așa s-au cunoscut cu Corneliu. M-am dus la el și a zis, zice, trebuie operație. Zice, e fractură, n-am ce face. Și zic, da, știam și cât costă internarea, în fine. Și zice, da, zice, dar nu prea mai pot, că nu prea e la cald. Prima săptămână mi-a început să-mi explice, trecuse deja vreo 3-4 zile, poate mai mult, nu mai știu foarte exact. Și zic, ce facem? Hotărâți-vă, vreți, eu vă operez. Da. Mingeți în spital, plătiți. Că nu eram asigurat, îți dai seama. Și am stat eu și m-am gândit, da, mă, ce naiba. Mai... Și am continuat să lucrez încă câteva zile până Corneliu mi-a făcut rost de bilet de avion, că era foarte greu de găsit, ca să ajung în București în și am lucrat cu cârjă și cu... Așa, am lucrat în continuare în hotel și erau și niște scări așa de alea mititale. În fine, asta a fost una dintre aventuri. Nu v-ați mai putut. Am venit în București, m-am dus la doctorul Angelescu, nu știu dacă îl știi, Angelescu, care fusese la lot de rugby, și îl cunoșteam bine și m-am dus la el și zice, bă, zice, e operație aici. Zic, păi și cât e operația? Zice, 30 milioane pe vremea aia. Deci 2008. Și zic, păi zic, bine, dar îmi garantez că refaci. Și am început să fac așa. Și m-am dus la profesorul Stănculescu, care fusese la gimnastică, lui de gimnare, da, marele profesor. Domn profesor, am treaba asta. Bine, spuneți-mi între patru ori că ne cunoaștem. Maestre, că așa mi-a zis el întotdeauna, nu știu de ce. Și maestre zice, mai mult de 70% nu pot să-ți garantez. Zic, o să fac și operație și numai 70% maximum. Și am rămas așa. Sufăr și în ziua de astăzi. Și m-a luat talonete, m-a... Da? Cum? S-a lipit osul, ce s-a... Nu v-ați dus deloc? Habar n-am. Fractura e acolo în continuare, mă doare. Am înțeles. Ce să zic? Și nu v-ați mai întors. Unde? În Spania. No. Din păcate, atunci s-a terminat. Mai fusesem de două ori, că de-aia sunt îndrăgostit. Prima călătorie, călătoria de nuntă din 97 și pe urmă am mai fost la Corneliu încă o dată, da. Cu nu mai era un hotel acum pe dumneavoastră? Nu mai, că nici, păi, da, așa, da, de, da, deci da, știi, da, foarte bine, ți-am spus, Corneliu a rămas în continuare activ, dar are și el problemele lui, are o vârstă că e mai mare decât mine și are o casă pe care o
e în circuit, ca să zic așa, s-a mai ocupat de... Îi place foarte mult. Pentru el turismul e extraordinar. Dar vreau să spun că, printre altele, m-a uluit. Odată i-am cerut eu ceva pentru o carte, o declarație, și mi-a scris foarte frumos. Are și talent la scris. E un om absolut extraordinar. Am început un pic cu mai încoace, cu perioada modernă și contemporană. M-a întrebat ce mai fac. Știu. Făcut două cărți. Da, lăsați, spun la cărți. Și a treia. Și a treia. Una scrisă unei mari vedete. Am înțeles. Rescrisă. Ne povestiți despre Am înțeles. Nu. Ziceți-ne, ba da, ne povestiți. Ziceți-ne, v-am prins acum. Copilăria frumoasă, haideți să încerc, fac apel la memorie. Frumoasă cumva. Când mergeam la bunici în comuna Neastră Bucureștean, Butiman. Bucureștean. Născut aici tot timpul, buletin de București. La Butimanul Vadim Tudor? Nu al lui Vadim Tudor. Butimanul e al multor altelea. Da. E al mătușii mele, Valeria Filimon, care a fost ani de zile, a condus revista Femeia și acum are editură. De ea de ce nu spui? Care este o mare figură și este ultima verișoară a mamei, care trăiește și trăiește bine și face lucruri minunate. Cum e soția lui Filimon, care a fost la Federația de Fotbal, director economic. Eram un copil... mai închis așa, nu prea îmi plăceau mie găștile, jocurile. Mi-a plăcut să citesc. Aici a fost marea șansă a vieții mele, că neputând să prea, și nevrând să prea ies din casă, stăteam și citeam. Spre deosebire de fratele meu, care e total diferit, care a și devenit constructor, e cu totul altfel de om, îi se spunea și Titi Cărămidă, ca să înțelegi mai bine despre ce e vorba, iar eu eram cu cărțile. De unde citeați atunci, la bibliotecă? Păi nu, am învățat să citesc pe la 6 ani, că venea tata cu ziarele de la serviciu, cât ea ce mai avea, și m-am apucat să citesc. Mai aveam vreo câteva, deși aveam 3-4 cărți în casă. Dar în curtea școlii generale, la margine de București, școala generală 13, era o bibliotecă cam basme, unde am citit tot ce se putea, nu mai țineam cont de nimic. În clasa 6-a m-a chemat directoarea, doamna Rovența, să-mi spună: e ce mai băiatule, de față cu profesorii acolo în consiliul profesoral, ce era, ce mai băiatule, zice, cum ai citit, ce ai înțeles tu din cartea asta? Zice, dar ce s-a întâmplat? Citisem Decameronul, Boccaccio, în clasa 6-a. Și îți dai seama, deci, dar vreau să spun că n-aveam niciun, cine să mă orienteze, cum era. Cel mai deștept om din zona respectivă și cel mai cult era vecina mea, dar din păcate și ea era mai mare doar cu 2 ani decât mine, Margareta Balaban, Dumitreacă, să o țină Dumnezeu, că pe urmă a făcut istorie cu școala aia, cât a putut să scoată din școala aia amărâtă, să o facă ca lumea, în fine. Și deci, citează non-stop. Asta a fost poveste. Asta e foarte simplu. Care v-a ajutat după aia enorm în carieră. Vai de cap. Baza. Ce se întâmplă? M-am și ferit mult de tot. Tatăl meu a fost ceferist. Venea târziu, 12 cu 24, vai de capul lui, se apuca, mai lucra pe în curte, mai casa aia pe care am stat acolo, a făcută cu mâna lui și cu rudele. Au venit odată și în 2 săptămâni au făcut așa un fel de cambare și acolo au făcut-o și au scos casa aia. Mama săraca era casnică, ne ajuta, și ea avea 7 clase, ce să spun. Deci n-aveam cine să mă lumineze. Ce mai vorbeam cu această vecină, Margareta, și la un moment dat a venit momentul că s-a terminat, cum se cheamă, școala generală. Unde să mă duc? Apucați. Da. Unde să mă duc? Erau vreo 3 licee, mai aproape, 6, 40, Vlaicu. Și eu am zis, mă duc la 32. De ce nu știu nici în ziua de azi, mă chinui să mă... Ce e 32? De unde până unde? Din domenii. Poate că m-a atras, eu știu... La bogați. Simțeam ceva. La bogați acolo, în domenii. Ăsta a fost norocul meu cel mare. Scriați ceva pe atunci? Da. Asta a fost norocul meu cel mare, pentru că acolo era un cenaclu formidabil. Deci noastră în clasa 8-a deja scriați? Clasa 8-a, da. A 8-a spre a 9-a. Ce se întâmplă? Eram și influențat de difuzor și radio. Radio am avut mai târziu. Difuzorul ăla mic, 25 de lei abonamentul, și eram înnebunit mai ales de momente poetice și de teatru radiofonic, care era foarte mult și foarte bun. Și tot încercam să imit de mic. Păi, să mai scriu și serios, eu să fac. Da? Da, meciurile de fotbal, tot ce era. Ei, și de asta zic, la liceul ăia Freamă de Codru, cenaclul ăsta Freamă de Codru, condus de doamna Cazan, Dumnezeu să o țină, că
a făcut enorm de mult pentru cultura românească. Doina Uricariu e un nume care trebuie să știi, director de editură. Da, da, da. A fost acolo, cu dumneavoastră? A fost colegă mai mare cu un an de zile. Cine a mai fost, doamne? Ah, Bogdan Ulmu, acest tip extraordinar de talentat în teatru. El avea să fie cronicar teatral, regizor, a făcut chiar profesor universitar la Iași de teatru, ăsta care mi-a fost colegul meu și el m-a dus la teatru. El m-a tras către teatru. El m-a făcut actor, ca să zic așa. Sport făceați ceva? Am fost la juniorii Rapidului, era Belizna, grupa lui Belizna, unde am fost coleg cu unul, Enciu Stoica, care era golgheterul echipei și care avea să zică, avea să ajungă un mare ruibist. Nicio legătură. Dar n-am stat mult, vreo lună de zile. Era zguraia, era programul de așenatură și începusem, mă am treabă cu teatru. După ore mă duceam să mă prim cu o fată, dar mai ales mă duceam la sală. Aveam sală de spectacole, mergeam acolo. Sau păi și nu trebuia să fie ieșit cronicar teatral? Nu. În ordinea asta firească? Nu le-am avut pe astea, nu. Nu m-am priceput, n-aveam cultura lui Bogdan. Bogdan avea la 15-16 ani, avea fișe. Serios? Cu spectacole, da. Fișe cu autorii. Haide, m-au uluit. Uluitor a fost. Am pămurit, din păcate, și el acum câțiva anișori. Un om extraordinar. E tatăl, nu știu dacă știi, Matei Ulmu, care e dintr-o formație Bere Gratis, a fost în formația Bere Gratis. O miță. Și da. Și are și o fată scenografă foarte talentată și nevasta lui a fost scenografă. Și primul text de cronică sportivă sau cum ați plecat pe partea asta? Deci în primul rând a fost teatru, da? Da. M-am filmat la teatru, am jucat la teatru, am fost la Școala Populară de Artă, am fost la... Mergeați mai departe? Aveați cariera? Era categoric, era către teatru. Bun. Am jucat și pe scena Teatrului Notara, am jucat și pe scena de la Teatrului Național din Cluj, într-o dimineață adevărat. Wow. Am fost cu Ceneacul Freamăs de Codru al lui Tudor Opriș, printre alții a fost cu noi și băiatul, doamne, mi-a dat în grijă, Ștefania Papadima, era nevasta marelui critic, istoric, literar, Ovidiu Papadima, da? Și acest Liviu era mai mititel. Deci fiul. Fiul și mai avea doi băieți, unul Ștefan era de vârsta mea, dar acest Liviu, care era și cu scrisul, m-a chemat doamna mai zis, ai grijă, zice, că dacă vrei să am grijă de tine la bacalaureat, că am dat și la tine la bacalaureat, zice, Milei, și ai grijă de el, îl urmărești tot timpul, stă la dispoziția ta să nu miște în front. În fine, Liviu Papadima, care a ajuns, pe urmă, decanul Facultății de Filologie, prodecan al Universității București, adică somități. Și am fost atunci, cenacul ăsta făceam schimburi culturale, cum era. Mergeam și în tabere de creație, unde l-am speriat, făceam pe fantomele, pe Adrian Năstase. Da, Adrian Năstase, viitorul prim-ministru, a fost și el poet. Dinescu l-am cunoscut bine, în fine. Și mergeam în afară de tabere în aceste schimburi. Am fost la Iași și am fost, pe urmă, la Cluj. La Cluj mergând, unde avem prima mea edilă în tabăra de la Sinai, în fine, era și doamna respectivă, domnișoara respectivă acolo, și hai să mergem, și hai ce să facem. Și au fost întâlniri de lucru, cum erau între poeți, iar eu, Bogdan a fost cu ideea, zice, băi, tu ca să te afiri ca lumea aici, zice, hai să facem Jurnalul Unui Nebun. Îl făcusem deja, îl mai jucasem la școală. Jurnalul Unui Nebun, nu știu dacă știe, un text care, după Gogol, care e un singur personaj. Și jurnalul și nebunul e nu singur. Și acolo a fost o întâmplare colosală că în momentul când s-a terminat, eu trebuia să mă dădeam peste cap și mă aruncam de pe scenă, coboram în sală, acum ar veni. Și pac, și fac rostogolirea, puf! Am căzut peste magnetofon cu care amărâtul de Benone Neagoe, tânăr și el atunci, dădea și el probe pentru Radio România și a trebuit să plătească și m-a urât toată viața. Dar eu ce vine am avut? Asta a fost întâmplarea. Revenind la sport, la Cenaclu, într-o seară, a fost invitat Ion Bănuță, a venit împreună cu un anume domn Valeriu, care era tatăl Andrei Valeriu, cu 2 ani mai mică, și prietenă cu prietena mea de pe vremea aia. Și a fost Cenaclu, am citit ceva, o proză scurtă, nu mai știu foarte exact. Cert este că după ce s-a terminat întâlnirea cu poetul Bănuță și cu Emanuel Valeriu, Andra, asta fata, colega asta mai mică, m-a luat deoparte, mergi la Cristina, prietena mea de atunci, care stătea pe Sandu Alde, erau vecine. Deci, de la cum eram lângă celebrul magazin Dio, dar cum treceam pe fața pieței, așa, și Sandu Aldea. Și zic, da, zicea că ne ia tata cu mașina. Tata. Și eu nu știam cine e tata.
Am urcat în mașină și pe drum tata a început să mă interogheze. Eu tăceam, nu știam, eram... Zice, da, zice, și zice, mi-a plăcut proza ta, zice, dar spune, tu sport, ai făcut ceva? Zic, da, uite că am fost așa la juniorii lui Rapid, nu știu ce, zice, și pe la rugby. Am un văr care joacă foarte bine. La rugby? Păi ce rugby? Păi uite la echipa Colorantu. Cum, la Colorantu ești tu? Zic, da, cu Neagogu Sfetescu. Eu, Crisp, nu înțelegeam ce vrea nenea asta de la mine. Ce băi, băiatule, mă. Păi rugby e sportul meu. De unde să știu că el avusese și o selecție în echipa națională? Deci eu sunt redactor șef la Sportul, nu știu dacă știi. Zice, uite, treci într-o zi acolo, zice, wow, că eu te ajut. Zice că, zice, știu și necazul care l-ai tu, ți-e și ție greu. Necazul era că în câteva luni înainte, atunci, deci întâlnirea respectivă era în martie 70, câteva luni înainte murise tată, mă lăsase la 17 ani orfan Vorbaia. Și el a simțit, cum se cheamă, nevoia să mă ajute. Și m-am dus. M-am dus la redacția Sportul într-o zi. Și când m-am după câteva zile, când am avut și eu timp, într-o dimineață, că eram ocupat cu teatru, cu chestii, da, așa într-o doară, zic, și eu vreau nenea asta. Mă duc acolo, domnule, m-a primit, erau șefii de secție, pe toți i-a chemat, zice, vi-l prezint pe tânărul poet Joe Raischi, zice, de astăzi vă rog foarte mult șefii de secție să luați și să pună mâna și să înceapă să scrie la ziar. Și eu rămas cu gura căscată, fericit, am ieșit de acolo, șefii de secție, nu dăm nume, nomino, de oricum au murit săraci. Și ce doresc să scrii? Și când doresc să vii? Și ce mai încolo? Și încoace mai, mai că nu făceau puțin și da, așa, freza. În fine, trece o perioadă și mai mă duc și eu după alte zile, 7-10, mă duc la redacție. Dau să intru în birou, era la etajul 4, pe Vasile Conta, nu? Da. Unde era și fai Consiliul Național pentru Educație Fizică și Sport, ministerul de astăzi, da? Și sau agenția, de astăzi, prietena noastră, prietena mea bună. Și în momentul când m-am dus la redactorul șef acolo în antecameră, nu mai era secretara, doamna aia drăguță care m-a primit așa frumos, era unul picior peste picior, parcă văd și acum stai așa picior, picior și se uită la mine, drăguță, dumneata. Și eu zic la domnul redactor șef, s-a evaporat. Dar cum vă permiteți? Eu copil, cum vă permiteți vorbiți așa de domnul redactor șef? Se poate una ca asta. A fost dat afară. L-a dat afară vecinului de stradă, stăteau la trei case, unul de altul, Anghel Alexe îl chema pe președinte. Pentru că Valeriu era mai revoluționar, în sfârșit avusese și povestea cu Marius Popescu, telefonul scris, sunase, era un arbitru pârvu care era șef de secție la Comitetul Central, a reclamat pe Marius, Valeriu a luat apărare, în fine, un circ întreg. Dar să nu uit cumva, Valeriu are meritul la ziarul ăsta, printre altele, în fiecare zi de vineri, ziar de vineri, avea o pagină cultura, sportul și cultura. Victor Bănciulă și scriau toți mari, Fănuș Neagu, toți ăștia mari care erau pe vremea aia, Mazilul, toți scriau acolo. În fine, repet, și eu ce să fac acum? Am ieșit de acolo, tipul respectiv, vreau să spun, am aflat pe urmă, că nu era altul decât finul Valeriu, îl botezase, pentru că era băiatul unui fost ruibist care jucase împreună cu acest Emanuel Valeriu. În fine, ies de acolo, mă duc la unul din șefii de secție, secția tehnică, cum era Sporturi, deci, și zic, știți, am venit, că m-ați întrebat, să mai vedem, deocamdată nu e calendar, pas. Mă duc la cel de la sport de masă. Domnul, să trăiți, știți că... Tot eu sunt cel de... Știți, ce drăguț, zice, vină mata peste vreo două luni sau vină când în vacanță, că asta se întâmpla deci pe la început de aprilie, chiar pe la jumătatea lui aprilie. Da, da, era după inundație, foarte important momentul. Și, bine, domnule, ce să fac? Și cobor, zic, am terminat-o și cu ziarul Sportul, zic, asta e viața, mă duc la teatru meu. Dacă mă întrebi odată, o să spun și de ce am renunțat și la teatru definitiv. Și când coboram de la etajul 4, mă uit așa, văd pe, cum coboram pe scara aia și văd un afiș. Diseară sărbătoare sportivă în sprijinul sinistraților pe Stadionul Republicii. Și stăteam și citeam ziarul și la un moment dat un nene trece pe lângă mine și spune: salut tinere poie, ce faci? Mă uit, cine să fie, cine să fie? Zic, aoleu, da, domnul acela care e secretar de general de redacție, ceva, secretar de redacție, da, 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 domnul Constantin Macovei. Zic, păi ce să fac, uitați, am fost sus, domnul Valeriu nu mai a spus nimeni,
domnii X și Y au spus că să revin în vacanță. Asta e, ce să fac? Zice, dar ce te uiți acolo? Păi mă uitam că mi-ar plăcea să mă duc și o să, nu știu dacă o să mă duc. Dacă te duci și dacă vrei, du-te acolo și fă-mi o tabletă de 40 de rânduri. Mă, tabletă, mai miroseam eu ce era. Dar 40 de rânduri? De rânduri? De manuscris, da, cum era manuscris, da, la aia tip. Și zic, bine. Și m-am dus. Erau doi oameni trimiși acolo. Unul era Călin Antonescu, al doilea nu mai știu cine. Și mă duc acolo, scriu și eu. Cert e că nu mai știu exact, că se chema, în sfârșit, încheiam cam așa un poem nesfârșit denumit Om, cu mare. Mă duc cu ăsta, intrase tot textul pe acel manuscris, care deci avea 42 de rânduri de fapt, al meu era pe manuscris cu semnătura cu tot, erau 41. Perfect. M-a ajutat mult de tot o dactilografă, o drăguță, doamna Truli, mi-aduc aminte de ea, că îmi zicea mai prințișorul și mi l-a făcut frumos de tot. Mă luam acolo, zice, ce-i asta? Zic, păi, ce mi-a șerut tableta aia? Păi, zice, bravo, zice, e tinere, e ziarist. Deci înainte a citi. Da, că ți-ai păi, de ce? Ai 40 de rânduri și semnătura, mă rog. Mă, mi-a făcut două corecturi, virgulă, nu știu ce naiba a pus acolo. A dat drum la manuscris. Bine, vedem, sănătate, mai treci pe aici. Și mă duc și a doua zi mă duc la primul chioșc, la capătul 6 și iau ziarul și îmi văd articolul apărut acolo. Păi, m-am dus pe toate chioșcurile până la liceul 32, coboram în stație, cred că am cumpărat 200 de ziare. Și m-am noroc că nu se găseau peste tot, că nici n-aveam bani suficienți, în fine, aveam pensia de la tata deja. Așa îmi permiteam. Și m-am dus cu ziarele la liceu. Eram cel mai fericit, după care m-am dus în redacție. Și când m-am dus în redacție, vine unul, zice, unul văd așa cu ochelare, așa tânăr, zice, se apropie de mine, zice, bă, nu cumva tu ești ăsta, Raeschi? Ba da, zice, Ioanițu aia, ține aproape de mine. Și am ținut aproape multă vreme. Mamă, da. Viața, întâmplarea. Vreau să era 1970? 1970, după inundații repede, da. După care a venit vacanța, am început să iau, mă duc, să iau telefoane, știi că era de luat telefoane, sâmbăta, duminica, preluare, divizia B, divizia C, cu Neatomiță, Răpșan, Dumnezeu să-l odihnească. Așa se făcea, ucenicul ăsta era la preluare. Dar, am fost singurul care am debutat cu articol, 40 de rând, tableta, cerută de Dumacovei. Mai țin minte cine era pe atunci? Ce? Ce ați găsit în redacție? Cum adică dintre nume? Păi cum să nu? Deci era, nu mai era Valeriu. Nu i-am apucat. Nu mai era Valeriu, Aurel Ceneagu, redactor șef, Romeo Vilara, care, căruia i s-a propus să fie redactor șef și n-a vrut niciodată. N-a rămit că era un boem, cel mai mare statistician care a existat vreodată. Călin Antonescu, Romulus Balaban, să nu uite, eu încerc să mă orientez după birouri, Istache Naum, Dumitru Stănculescu, Paul Iovan, Mihai Trancă a venit mai târziu. Mihai Trancă, de fapt, a fost boxer, secretarul Federației de box și când mai avea treaba acolo cu boxul, probleme, îl dădeau puțin așa pe aia, mai venea la ziar. Mai departe, Victor Bănciulescu, Somitate, Vladimir Moraru, Adrian Vasiliu, Ion Oxenfeld. Adrian Vasiliu, am fost coleg de birou cu dumnealui an de zile. O să mă întreb pe urmă, că e important apropo de natație. Mai departe, Aurelian Brebeanu, care atunci sau mai târziu, nu mai știu minte, a fost și secretar de partid, Laurențiu Dumitrescu, Eftimie Ionescu, Ioan Chirilă, Constantin Alexe, Pompiliu Vintilă, Stelian Trandafirescu, Gheorghe Nertea, care fusese fotbalist, cu povestea lui fantastică, cum când a jucat. Topul, că... Nu, povestea lui fantastică când a jucat la Loto, la Pronosport. Nu știu. La Pronosport, el a avut o poveste absolut formidabilă, era jucător la Jiu. Parcă, da? Și a jucat, că nu era ca acum, că n-ai voie. Și a jucat și la echipa lui a pus X. Juca acasă, deci X sau 2 chiar. A jucat X2, o poveste ca asta. Și el a dat gol în minutul 90. Deci dacă juca 1, câștiga, avea 13 rezultate, a avut 12 rezultate. Nu pot să fantastic, cred. Da. El și-a omorât propriul bilet? Da. E până America pe undeva. Da, de multă vreme știu că avea și probleme de sănătate, dar a fost o figură uriașă. M-am făcut cu aia. Deci dacă stătea cu minte, câștiga. Știi asta, cum făcea așa, cum avea ticul ăsta, dar de la bombardament din 44 era cu ticul ăsta. Făcea semnul cruce, dar nu, tot timpul făcea.
tot timpul făcea așa. Mare figură. Mai departe, Dan Gârlășteanu, Tiberiu Stama, era la revista de șah, Valeriu Chiose, vai ce gazetar sclipitor, din păcate, însă alcoolul l-a distrus, Florin Gheorghiu, așa de Stama, cine mai erau, Vasile Tofan, Neagumiță, care scria minunat, dacă îți aduce aminte. Era și Traian Ionisescu, care fosese curier, dar avea pormătupeu, de ziceai că, a, și mai avea ceva Traian Ionisescu, Bacu Tofan, Bacu Petre Hens, Bacu mai știu eu cine, jucau meciuri din astea, îi închideam în redacție și jucau toată noaptea șah, pe bani, mărânțele, pe țigări, pe nu știu ce, dar figurul ea. Petrică, Doamne, ce Nea Petrică Hens, care e un om deosebit, și Petrică Hens era la revista Sport cu Urzicianu, la un moment dat a fost și redactor și secretar general de redacție, mă rog, ceva, și el era șef, deci era Calimachi, Dediu, nepotul Uraneti, care marele umorist Raneti, era da. Și el secretar de redacție pe acolo. Cinema Cupen a fost prima dată la revista, da, prima dată la revista Sport, formă Macovei, de care spun Constantin Macovei, Firănescu, să nu-i Constantin baby. Firănescu, care avea să ajungă și el redactor șef. Și era o echipă de secretar de redacție cum n-avea toată presa românească, în frunte cu unul Jean Moscovici. Sclipitor, Dumitru Constantinescu, tatălui Horia Alexandrescu, Toma Alexandrescu era acolo secretar de redacție. A, mai fost Costin Chiria mult. Corectura? 8 oameni, ture de câte 4 oameni. Așa de tare era, chiar dacă ziarul devenise mic. Știi povestea cu ziarul mic? Deci ziarul, în 1976, a fost Olimpiada. Da. Montrealul. Mare victorii, să trăiți. Urma primirea altor și secretar general al Partidului Comunist Român. Și s-a făcut un material din partea Consiliului Național și au fost deștepți oamenii noștri de la ziar. Voieți deștepți au băgat acolo la capitolul, că au lucrat și ei, și la capitolul propaganda au zis apariția ziarului în format mare. Că, până atunci era fițuic, era mititel, format mic. Și a apărut și a semnat Ceaușescu. Și a apărut ziarul de la sfârșitul lui august până a venit nenorocirea cu tremurul din 4 martie. Cu tremurul care noaptea, în ziua aia de vineri, cu toată revolta, cu fuga de pe balcon și așa mai departe, am făcut două ediții, că una era cu Trăiască și Înflorească și aia altă nu știam ce să facem și n-a mai apărut nimic. Și am refăcut duminică pe luni, duminica respectivă, dinainte de așa, am refăcut un ziar pe care l-am pus pe sub cămăși și am plecat unii cu Doina Stănescu, eu în zona drumul Taberei, ceilalți, nu știu care s-au mai dus, mă bate Dumnezeu, nu vreau să vorbesc cu păcat, dar cert e că mergem cu ziarele astea și dădeam pe gratis. Am făcut o ediție, dar am făcut o foaie, că așa a vrut domnul, una din marile greșele al unei Aurică Neagu, a zis, lasă, facem o foaie. Și peste câteva zile, nu știu care, de la Consiliul Național pentru Educație Fizică și Sport sau de la secția de presă, a zis o foaie, ia să împăturim așa. Și așa am ajuns din nou format mic. Astăzi, povești teribile și adevărate, trăită chiar. Sportul românesc, n-are rost să discutăm despre ce era sportul românesc atunci, că aveați ce scrie pentru 10 ziare. La cum era sportul atunci. Vai de mine, ești de mine. Păi da, asta era Corp 6. Toată lumea știe acum pe calculator ce înseamnă cu să dea să citească o Corp 6. Și noi trebuia și la corectură, că de asta eram atâția. Dar mai ales era problema cu minuta, că acolo mi-a dat peste cap și ceasul biologic și somnul meu, lupta cu somnul e de tinerețe. Primul drum, prima dată, când m-am întors, vorba aia, și am ajuns, m-a angajat în 73, s-a ținut de cuvânt Neagu, când m-am dus în tipografie. Ce? Corectură. Care era povestea? Trebuia să, printre altele, noi ziar de sport ne-am obligat să băgăm minuta cu vizitele tovarășului până seară și cum erau tot timpul sau ședințe și mai departe. Și câteodată ne-a apucat 3-4 dimineața pentru un text care erau câteva rânduri. Tovarășul se gătea împreună. A vizitat ieri. Și pentru aia trebuia să stăm nu știu cum. Dar știi cum îl citeam? Unul citea și făcea tovarășul. Înțelegi? Da. La virgulă, să bătea așa. Cumva... Niste semn, Doamne Dumnezeule, de câteva ori, da. Și era un aparat de lucru formidabil, că era responsabil de număr, responsabil din partea conducerii, pe lângă corectură, cap limpede care mai citea pe urmă. Și cu toate astea mai strecurau. Celebră este una al lui Valeriu Chiose, un mare talent repet, dar din păcate avea și el o plăcere, că în momentul când eu l-am văzut de câteva ori, că pe la 12 pleca.
Și îl întreb, m-am apropiasem de el, că era simpatic și chiar mi-a citit niște materiale, m-a trimis la hockey să scriu și vreo două meciuri de hockey, în fine. Și zic, nea Valerică, dar unde pleci la ora asta? Ți-e spun, mă duc în expediție speologică. Zic, ce? Expediție speologică. Bă, zic, unde naiba să duc acum la pești, dar ce pești răsuri? În sfârșit. Și azi, așa, mâine, așa, și odată, nea Valerică, unde te duci? La expediție? Mă, ești pe mine? Hai mă cu mine. Și ne-am dus în Piața Rosetti, la restaurantul Peștera, la subsol acolo, cu Gheorghe Cozorici, Pâcă, marele caricaturist, pictor ce era, cine mai era, domnule, Rauțchi, că toată lumea zicea că Ius Rauțchi, Constantin Rauțchi, o figură extraordinară, din păcate și el a murit foarte, foarte tânăr, Matei Alexandru, figuri uriașe, Ahoie, voi de mine, ce era acolo. Asta făceau la ora 12 ziua? Nu că făceau. Dar știi ce făceam? Vodcă din aia amărâtă de 3, parcă 3,30 era suta de grame la restaurant. Că mergeam de la Cenaclu și noi, că acolo am început și eu prima oară să gust. Mergeam de la Cenaclu, noi mergeam la, se făcuse mandatarii, cum se chema acolo, în Piața Amzei, colț cu Victoriei. În sfârșit erau deja frații Chivu și mergeam la subsol și nu aveam bani, că eram la elevi amărâți. 3,30 și 100 de vodcă, o chiflă, cum se cheamă, 50 de bani, rămâneau și 20 de bani de ca cibuc. Ca să nu ardă instalația, că ardea. Nu, și dădeam în sare, ca așa am învățat Bogdan, și hai cu sare, așa. Și acolo se făceau multe lucruri, puneam la cale multe de-astea. Bine, și erau bune. Niște minți luminate, trecând peste faptul că se bea vodcă și astea capra. Erau vai și Caterinca, cred vai. Că era Caterinca atmosfera. Era... Păi nici n-avea ce să faci altceva. Da. Caterinca, mai te duceai la cinematograf unde era bătaie ca în filme și bilete pe sumână și așa mai departe. Mi-aduc aminte la Love Story cât am tras ca să pot să iau un bilet să mă duc și eu să fac un Love Story și în sfârșit. Și ce mai aveam? Televizor aveam... cât aveam, două ore. Sport. Aveați sport de care să scrieți. Da, dar vreau să spun apropo de Caterinca. Ce să faceți altceva? Ce să facă Fănuș Neagu, că toată lumea, care era un tip absolut sclipitor și în Condei mă refer, dar și în viață. Cu Fănuș Neagu pot să spun una? Păi cum? Cum dacă puteți? M-a trimis să fac un reportaj la Sport de Masă. Deci eram la corectură, dar eu făceam, scriam, că nu era nimic. Apoi m-am fost la secretar. Pe ce ați fost? Pe sporturi sau pe sportul, nu pe fotbal, nu? Ce? Sau cum era împărțeala atunci? Se scria orice? La început am spus, stai că spun una ca lumea, nu-mi amintesc, mă întorc. Fotbal, da? Prima dată, la fotbal. Nu mai știu cine m-a trimis, parcă Marius Popescu. Și zice, te duci și faci un meci la Oltenița. SN Oltenița, cred că era la început de tot, 71-72, cu Chimia Râmnicu Vâlcea. Și mă duc eu acolo, abar n-aveam cu trenul, uai de capul meu, mă duc frumos, mă duc la cabine, știi că înainte să intra, te duceai la arbitri, îți luau formația, nu ca acum că stai și ca speriatul, n-ai voie. Și m-am dus la arbitri și completam formațiile. Da, cu numere, cu tot, completa foaia de arbitraj. Și văd că vine un nene ceva mai mare ca mine, așa, da, plin de ele, așa, puțin solid. Zice, zice, cine e de la sportul aici? Și ridic două degete așa cu sfială, zice, drăguță, după, te uiți la mine bine, după asta mă urmărești și după meci vii la mine. Nu știu, abar n-aveam cine, jur. De domnul. Dar stai puțin, și m-am dus cronica, nu știu ce, bineînțeles, Chimia a câștigat cu 1-0. Apropo, un an următor, în sezonul următor, a câștigat Cupa României. Și mă duc după meci, la mașină. Și mă duc la mașină, în spatele mașinii, mă cheamă în spatele mașinii. Ce, dragul meu, nu spun încă cine, deschide portbagajul, pac, și scoate o pungă mare. Zice, din partea noastră, cât am să vă dau? Da. Jur. Ce faci, mai la mișto. Noi oltenii și mai ales vâlcenii suntem oameni foarte generoși și știm să apreciem. Ia să fii sănătoși și să mă ții minte toată viața. Și așa m-am să acasă. Dumitru Dragomir. Dumitru Dragomir, era președinte la Vâlcea. Și așa m-am să acasă cu cei mai buni pui, cum nici la mamaie, la Butimanul, nu mai prindeam așa ceva. Nu erau curte pui ăștia. Cum era prieteni? Întorceți-vă la domnul Fănuș. Deci m-a trimis la Sport de Masă, am scris un articol ceva cu un reportaj la fabrica de fire sintetice cu Sportul de Masă, care făcuseră ceva, un tip foarte civilizat, nu mai țin minte cum îl chema, a fost o gazdă bună, m-am simțit bine, pac, să termină, mă duc la gara, să spre București. Dom'le, și stau ce stau în gara, trenul mai avea până sosea și la un moment dat aud muzică,
pus spate pe acolo, știi? Când mă întorc așa, pac, niște lăutari, acordeon, vioară, nu știu ce, și maestru Fănuș cu paharul în mână, cu sticla în mână. Băi, tu ești ăla micul de la Sportul. Că el era prieten Constantin Macovești, venea tot timpul acolo. În fine, băi, ia vină cu acela, hai, pune mâna, ia și bea de aici. Să trăiți, dar știți și eu băutura. Păi ia și bea de aici, bă, cu mine. Frumos de tot, a fost delicat și a luat revedere de la toți, s-a dus la toți ăia de gare, l-a dat mâna cu ei, i-a pupat, îți cer scuze dacă v-am deranjat, de o delicatețe extraordinară. Bun, ne suim în tren, trenul Gorgoluț, ne suim și el, tot căutați, hai nea Fănuț, ne stăm undeva. Zice, hai mă, trebuie să găsim ceva. Dom'le, știu ce, singurul compartiment care era ocupat, unul mic așa cu tricou de marinar. Se uită Fănuș la el, pune alea sus, hai încoace. Pune bagajul sus, pune-l și tu acolo, așa, se uită la ăla, zice, bă, ești urât. Ăla, piticul, să scoală, bă, tu ești urât. Să scoală piticul în picioare. Ce mă faci pe mine urât? Și încep de aici un dialog, eu nu știam că m-am ridicat să-i împac. Bă, tu stai acolo, du-te și tergeți buci. Bine, stau acolo. Și de la asta, care de fapt era gara gasă, cum s-ar spune, băi, urâtule, ce ai de băut? Și păi, bă, frumosule, ia, și-a scot și ăsta o sticlă și încă o sticlă. Și-a început treaba. S-a terminat. Du-te, puștule, du-te până vagoan și vezi dacă mai faci rost. M-am dus, n-am mai găsit nimic, în fine. Ajungem în gara de nord, era noaptea deja, dar el avea relații, probabil că era un restaurant al gării de nord în care se închidea la 10, dar m-a combinat. Ce a făcut, cum a făcut, a venit cu o sticlă. Și lângă, țin minte, și ca și acum, era o coloană din asta, s-a apucat să bea cola, am băut și eu un pic, recunosc. Am băut și am dat toți bani. Și da, meriți că ești băiat drăguț, s-au împărățișat, s-au pupat, nu știu ce. În sfârșit, ieșim, se iau la revedere, ieșim pe peron, eu, mașina, vezi ceva, drumul Taberei, în fine, pe peronul ăsta dinspre zi, dinspre, ca să mă duc spre drumul Taberei, da. Spre... cum se cheamă? La Ghica. La coloane. Da. Chiar acolo. Da. Pe partea aia acolo. Vis-a-vis de parc. Și zice, tu ce faci? Zic, păi iau V-ul și mă duc. Zice, bine, ce ai că te pup, mă duc. Stai, Neafane, cum adică? Păi, bă, nu ți-am zis că am dat ultimii bani? Neafane, vă rog eu frumos, sunteți invitatul meu să poate una ca asta, iau un taxi. Și zic, mâine ne rezolvăm. Și vă duc până acasă și pe urmă mă duc pe mine. Eu repede că pot să fac un serviciu marului Fănuș Neagu. S-a uitat așa la mine, mă băiat, prea. Nu mi-ar fi mie rușine să mă duci tu pe mine. Te sărut în orice caz, gestul tău îl voi ține minte. Și a luat-o pe jos, de acolo și până unde stătea el, piața întâi mai ceva spre... Doar ca să nu meargă cu dumneavoastră, că ce-i asta? Nu, ca să nu se împrumute. Mi-a rămas asta pentru toată viața, una din marile lui figuri. Mai a avut una cu milițianul, când am ieșit și era milițianul în Piața Victoriei, tot așa de la Uniunea Scriitorilor, de la restaurant de acolo, milițianul în Piața Victoriei, Fănușia se duce la milițian, ia chipiul și bă, stă niște proști, nu știu, mamă, doamne. Roagă-te de milițian, stai că nu știu. Nu, era din ăsta, înjurat tot timpul, regimul, voie de capul meu. N-am văzut contestatar mai mare. Cine zice altfel de Fănuș? În fine, da, a fost tolerat. Cum era să creșteți în alături de corifei ăștia? Era foarte greu. Pe care pe mulți i-am prins și noi, dar i-am prins în perioada de final a scriturii și... Erau oameni și oameni, ca și în ziua de azi, da. Erau mai oameni decât mulți din ziua de azi. Ce se întâmplă? Deci Macovei m-a ajutat, da? Mi-a publicat, am devenit ziarist datorită lui. Când el pleca în străinătate, eu îi luam telefoanele. Preluarea. Îi luam telefoanele, aveam încredere. Nu greșeam, eram foarte atent și foarte scrupulos. Deci a fost unul din oamenii care m-a ajutat. Dar ne-a rumică Vilara, că de-aia peste ani am putut la Sport 21 să-i răsplătesc serviciile astea, care erau din unul de bunăvoință, venea și mai spunea cât un secret, cât un altul. Lăsau să crească pe alții lângă? Da, da. Și de Naum, care a fost o figură ureașă, tatăl acestui, lui Radu Naum, Hristache Naum, a fost un mare ziarist, n-avea el prea multă școală, că de aici n-a fost decât adjunctului șefului de secție, de fapt el conducea sporturile, mă rog, secția tehnică, dar era foarte alt regim, era foarte aspru.
pe mine din capul locului m-a iubit, m-a, tot timpul m-a încurajat, mi-a dat să scriu ciclism. Și la un moment dat, eu nu prea mă pricepeam, deși m-am împrietenit și eu acolo cu niște cicliști, unul avea peste ani să mă scape când am făcut eu o năzbâtie cu mașina și el era căruțașul, cheam, a fost un ciclist foarte bun și era adita mai colonel de poliție la circulație, în fine. Și eu a trebuit la un moment dat, în 1973, urma să plec cu lotul de ruipi la prima mea deplasare la Varna, de fapt la Nisipurile de Aur, un turneu din ăsta mititel, așa, cu o echipă a Uniunii Sovietice care se numea Filii Moscova, nici nu mai știu cine mai era, nici nu contează. Cert este că era un antrenament la Buzău înaintea plecării. Dar în aceea zi mă trimisese Naum să fac nu știu ce cursă ciclistă. Eu am vorbit cu unul care mergea, un arbitru, și când dă și mie rezultatele și mâine îi dau lunea titi, îi dau asta. Culmea e, Naum s-a dus la cursa aia ciclistă, totuși, cu toate că n-avea nicio treabă și nu scria. Și a văzut că nu sunt. M-am întors în redacție, am plecat la Varna, am făcut turneul, Nisipurile de Aur, frumos de tot, dar un an de zile, atâta putere avea, eu n-am mai semnat în ziar. Cronica meciului de tineri România-Franța din 1974, eu la tinere, da, am fost repartizat să scriu cu Ferrarini, Modesto Ferrarini, alt gentleman, șeful asociației italienilor din România, în fine. Și s-a întâmplat cam așa. Neagii nu era un boem, era cu automobilismul. Venea și a lui, îi plăcea. Ba, poet. N-avea timp el de nimicurile astea. Scrie, eu, mă, scrupulos, copii, nu știu ce, da. Mergem în redacție, zice, ia-ți mă, nu învățasem să bat la mașină. Și s-a apucat să bată la mașină și zi, ia dictează. Și i-am dictat, jur. Ma. Și a doua zi a apărut cronica semnată Modesto Ferrarini. Cronica mea. Așa m-a pedepsit Atite Naum. Dar după asta recunosc, deci a fost atât de aspru, după asta, ce să spun, făceam acolo cafele împreună, îi făceam nechezolul la nenorocit, da. L-am pe conștiință cumva, știi, cu nechezolul, că el a murit de povestea aia cu care face rău nechezolul. Corect. Cum erau relațiile cu sportivii atunci, între jurnaliști și sportivi? Nu știu, depinde cum îi țineai, depinde cât de apropiat erai. De exemplu, relația lui Chirilă cu Mircea Lucescu, e descris o carte despre ea, au fost extrem de apropiați. Mircea Lucescu va întotdeauna îl recunoaște ca un mare, mare prieten, pentru că acest Chirilă avea un talent extraordinar, cânta la vioară, cânta la pian și l-am urmărit când a venit de la meci odată. La meci pe Dinamo, țin minte, avea două manuscrise, dar erau notate 5 rânduri, jur, care erau probabil fazele de gol. Dar s-a așezat lângă doamna Truni și a început. Da, n-a zis, violet, albastru, cerus, Dumitrache, mopsul, extraordinar. Și avea alea câteva notițe. No. Și deci relațiile cu sportivii. Eu țin minte, de exemplu, am scris primul articol, primul interviu cu Dudu Georgescu. Visul meu, München 72. Am scris interviu cu Nicolae Lupescu după meciul din Țara Galilor. Nicolae Lupescu. Da, Neaculai. Așa. Am scris cu Ioan Dumitru. Și Dumitru m-a chemat acasă la el ca să facem interviu. Era căsătorit cu o gimnastă, nu știu ce. Ne-am apropiat foarte repede. Trecea totul. Cu ruibiștii nu mai spun. Cu ruibiștii, eram și știam mai multe din, și din interior. Mi-a plăcut jocul ăsta, m-am ocupat de el mai mult. Și ne-am apropiat foarte. Mi-am făcut prieteni foarte mulți. Unii pe viață și în ziua de azi. Cu Petrică Motrescu vorbesc tot timpul. Bucan, Florin Constantin, bărbatul verișoarei mele, Mariana, care a fost voleibalistă, e și el, Zanfiru, e ruibist. Nu mai spun pe urmă, cu Dumitru Mihalache. Meche. Care să știi că este un... Să ții minte. Ieri, dacă vrei să faci un podcast ca lumea și să-ți iasă și să fie numai pe mână și cu râs, chiar-l pe Meche. Este de un spirit și a citit și Biblia, să știi. Da. Citește foarte mult, face sala, are sala acasă. Face, da. Pe cuvânt de onoare. Și are 3 nepoate, 2 gemene și una mai mică de care trebuie să se ocupe. Ha, de păi de aia face sala. Păi să recupereze. Da. Deci relațiile, ne-am împrietenit foarte repede. Prima prietenă mare campioană a fost Maricica Puică.
pormă cu Veronica Cochela, am fost de ajuns să mergem o dată, nu mai scăpam din siliștea Snagovului de acolo. Am intrat și în lumea, cum se cheamă, canotajului, tot datorită vizitei atunci la Veronica, am scris nu știu ce material și pormă am mers la Snagov, unde baza de la Snagov, unde e baza canotajului, mergea pe vremea aia atletismul și boxul. Se făceau acolo turnee și când am văzut munca aia, doamne, când am văzut palmele la femeile alea, doamne, m-am crucit. Dar în același timp le-am și admirat și le-am respectat întotdeauna. Să știi că respectul a contat imens. Iar una dintre cele mai mari povești pe care pot să o spun este cu Radu Cioiu. Apropo de apropiere, n-am scris fotbal la nivelul ăla. Deci la început de tot am scris și eu câteva rânduri de fotbal, dar când s-a desființat revista Fotbal, era și revista Fotbal la tineretului. Da. Și când s-a desființat, mi-am dat seama, toți de la revista Fotbal veniseră acolo. Eu ce șansă mai aveam vreodată să scriu divizia B, nu divizia. Și zic, lasă-mă, mă ocup tare de tot, de fotbal, de extra fotbal, mai făceam scor de masă, pentru că mergeam și tipografie. Ba corectură, ba secretariat. Ba. Muncă, dimineață până seara. Și pe unde sunt? De Radu Cioiu. Pe unde să ți-o spun mai repede? Așa. Dar mai repede, că de-aia vreau să scurtez. Deci n-am scris mult de el, dar în 1990 domnul ministru adjunct Cornel Dinu, cu care făceam o rubrică MTS pe firul scurt, ideea lui, are creier procurorul, în sfârșit făceam rubrica asta zilnică în ultima pagină a ziarului, așa, și mă cheamă, zice, ne-a venit de la organizatorii Cupei Mondiale, trebuie să facem un concurs de Miss, avem o româncă care se reprezinte România în concurs Miss Univers, fotbal, naiba știe. Și zic, da, și zice, să te ocupi. Păi cum să mă ocup, n-am văzut în viața mea, ce să mă ocup eu de Miss? Azi mă că tu ești cu spectacole, cu astea aici, ia stai așa. Pac și de drum la video și pune o casetă, un concurs de Miss, nu știu de unde luase, primise caseta aia, ne uităm acolo și hai, măică, băi, suntem prieteni sau nu? Te rog foarte mult să te ocupi de treaba asta serioasă. M-am ocupat, m-am agitat, actorii, și am fost în juriu acestui concurs de Miss și lângă mine Radu Cioiu. Atunci ne-am cunoscut. Ce tare. Atunci am fost prima dată. Ce m-a impresionat la el? Că venea Zina Dumitrescu, Dumnezeu să o dinească, cea mai mare în materie vorba aia, și ne spunea și nouă, zice, nu e așa că, nu dau nume, că a fost soție de fotbalist, în fine, că e cea mai bună eleva mea și nu știu ce. Și zice, când a auzit, după ce a plecat, ce vrea asta mea? Adică facem pe forță aici? Ce e asta? Nu, zice, mie aia îmi place și pe aia o alegem. Janin, pe aia o alegem. Ești de acord, Negiu? Da. Și am votat, în fine. Așa ne-am cunoscut. Trec anii, 1997. Hai să plec și eu. În fine, a fost de Paște, am profitat, că altfel n-am lipsit de la ziar o secundă. Eu n-am fost în nicio deplasare, ca redactor șef, niciodată. Și nici măcar în țară. Și zic, hai să plec. Erau Paștele cu 1 mai, nu mai țin minte. A fost ceva, am avut vreo 4-5 zile, dacă nu cumva mai mult, libere. Hai să plec. Unde să mă duc? Mă duc în Mallorca. Mă duc la Corneliu Oră. Zic, da, hai să vedem și Barcelona. Și cine în Barcelona? Radu Cioiu. Și sunt pe Radu Cioiu, că aveam numărul lui, rămăsesem așa. Păi, Radule, nu știu ce, când vii? Păi știi că dacă ai putea să... Când vii, domne, nu înțelegi? Păi vin mâine, dimineață, ora, nu contează. Ne-a așteptat la aeroport, ne-a dus cu mașina, ne-a dus la un hotel plătit de el 5 stele. Nu mai scăpam de el, ce să spun. Noi vreau să vedem Barcelona, el m-a luat... Ne-au zis acasă la el. Era căsătorit cu Astrid și avea un copil mic. Tocmai atunci am și poze cu el, multe de atunci. Ne-a omenit, ne-a plimbat. A doua zi ne-a dus la dimineață, avea antrenamente, juca la Spaniol. Am văzut și eu prima dată, că erau puțini ani după schimbare. Și am văzut și eu atunci cum e în Spania cu presa și cum ieșeau ziariști, cum ieșeau vedeta, cum stăteau ziariștii, cum luau interviuri, în fine. Deci, jos pălăria. Cum s-a purtat cu mine? Neavând nicio obligație. Nu scrisesem un rând. Și uite ce om a putut să fie, pentru că eu de acolo am plecat în Palma de Mallorca, unde era redacția. Pot să zic eu odată. Și l-am mai văzut, așa, am mai vorbit din când în când, ne trimite în câte un semnal. Asta e tot.
Ce obligație avea omul ăsta? De-aia vreau să zic, știi, prima impresie. Știi, majoritatea românilor au rămas cu prima impresie aia când s-a întors el din Italia, săracul, și nu mai știa românești chipurile. Știa bine, dar ce vreți? Era și ocola. Ei, ăsta este un om, de exemplu. Ați rămas și după Revoluție, până au început să apară ziarele particulare. Ați rămas la... Da, păi sigur că da. Păi da, la Revoluție... Și când au început să apară... La Revoluție s-au făcut alegeri. Și Macovei a fost primul redactor șef ales până în alegeri. Și în colegiul de redacție a fost aleși Ioan Ițoaia, am fost aleși eu, nu vreau să vorbesc cu păcat, parcă Brebeanu la Internațional. Cert este că Ioan Ițoaia la fotbal, Brebeanu parcă Internaționalul și eu la secția tehnică, la sporturi. Extra fotbal. Îți dai seama, era șeful lui Dumitru Stănculescu, lui Mihai Tranc, lui Paul Iovan, care puteau să-mi fie vorba aia, tătiși, bine mersi. Și am stat acolo până în, eram în, deci, în august 1991, la campionatul european de natație, unde a debutat la sărituri în apă un anume Emil Grădinescu. Și dormeam în cameră și l-am avut și pe Emil și pe Doru Glăvan, Dumnezeu să-l odihnească, care a făcut enorm pentru breasla asta cu acea indemnizație. Sper că ești membru. Da. Sper că știi că se apropie. Nu sunt. Sper că știți că se apropie și e greu să intri, să știi, dar mă rog. Așa, și cu Doru Glăvan și acolo m-am pomenit Beatrice Coaz, dacă câștigam, nu știu, 5-6 medalii, dar numai de argint, și m-am pomenit sunat într-o dimineață de Ioan Ițoaia. Băi, zice, vezi că ce am vorbit cu Dragomir, vorbisem până septembrie, vorbiserei de fapt, am fost și eu pe acolo un pic. Că să facă un ziar, că nu știu ce. Și el îmi spune, deci zice, vezi că ce am vorbit atunci în iulie, zice, vezi că se face. Dăm drumul în septembrie. Cum stai drumul în septembrie, bă, stai în sfârșit de august. Era 23 august, așa ceva. Și zice, băi, vii sau nu vii? Zic, cum să vin? Păi ce vii, zice, tu și Ciuc, adjun, mai am început să-mi explice. Și păi stai puțin, stai, mai luat prea repede, stai puțin, stai să-mi fac un pic de socotel și te sun eu. Pac, în timpul ăsta m-a sunat Leară Mică Vilarea, bă, du-te, bă, nu fii fraier, bă. Ca să aflu că Andy Vilarea, că l-a obzărit să meargă și el, a pus întrebarea, Andy Vilarea, știi că a fost inginer și repartizat pe undeva, pe la Năvodari, și când taică-s-o i-a zis, bă, vezi că facă ea zi, aș du-te acolo, a întrebat ce vine și acela. Acela eram eu, deci am fost foarte satisfăcut, în fine. Cert este că, deci, sfârșit de august, eu sunat și pe 15 septembrie, de ziua băiatului meu, că e născut pe 15 septembrie, eu n-am ajuns la acea zi, pentru că am stat toată noaptea și am tras primul ziar Sportul Românesc. 15 septembrie 1991, Sportul Roșu, unde m-am lămurit și eu cum e cu zi, cu reclamele. Că aveam acolo, că nu era color, știi? Da. Și aveam o reclamă cu Alcatel, ții minte și acum pot să zic. Da, normal. Așa, și, dar era la roșu, nu știu cum, de mâzgălitură acolo, doamne, ce am avut un scandal imens cu unul așa mai chelios, așa mai slăbuț, care venea și, doamne, ce e asta, nu dă drumul, nu se poate. Eu tot vorbeam cu Ianicea, nu mai era, zic, băi, zic, cum să nu dau drumul la ziar? Dă un aibii de reclamă, cine interesează? Eu nu aveam pe astea cu reclamele de cunoștință. Doamne Dumnezeule, și acel tip Enoiu, Bogdan Enoiu, de la agenție. Nu s-a lăsat, da, până n-a apărut, nu știu cum, culoarea respectivă, 2 ore am pierdut. Era să pierdem de tot. Început economia de piață, ca să zic așa. Așa, și asta a fost în 91. Acolo a durat un pic. Știi că am mai făcut acolo și fotbal rebus, am mai spus și eu. Diferență mare într-un ziar de stat, să zic așa, și unul particular, adică se schimbaseră multe? Se schimbaseră deja din... nu mai avem siguranță, da, din punctul ăsta de vedere. Bine, se schimbase societatea. Plus că trebuia să ții cont în permanență. Deși a fost o independență, nu pot să zic că Dragomir n-a fost un patron care să intre, cel puțin în anii aia de început. E adevărat că la un moment dat a început și să scrie. Nu pot să spun cine i-a scris primele articole, că e aici, așa. Și nu sunt eu. Băiatul lui și cine a avut grijă de el, nici asta nu-ți spun. Cert este că nu mă pot plânge. Am trecut momente foarte grele. A venit criza de hârtie. Da.
La meciul de la Cardiff, meciul ăla de la Cardiff pentru calificare, da? 93, a, 17 așa, noiembrie. Cu Vadim la aeroport, da, în Cardiff, cu toate poveștile, la meciul ăla, eu am rămăsesem, deci plecaseră toți. Mai eram în conducere, patronul plecase, Dragomir, Ioan Ițoaia era plecat, Dede Rujan era și el, nu mai știu cine. Cert e că rămăsesem, vorba aia, și cu alte sporturi, cu tot, cu tot ziarul pe cap. Nu erau telefoanele mobile ca acum să poți să-ți permiți, îți dai seama, totul era la un telefon fix, să făceam fir. Să termină meciul, asta este de istorie, și mă pomenesc că vine cel de la, să facem ediție specială, în fine, și vine cel de la, domnul Popescu îl chema, parcă cel de care răspundea de hârtie, și îmi spune, zice, vezi, Neagiu, că nu putem face mai mult de 60.000, că să ne rămână și pentru poimine. Era un total, da, 100, aproape 130.000 puteam să mai facem, cu totul. Și eu zic, ce face, domnule? Vorbesc serios? Zice, păi zice, îl sun pe Dragomir, sună, că știam că n-are unde să-l sune, că erau până aeroport, vai de mama lor săraci. Și zic, știi ceva? Facem. Și am vorbit cu inginerul care era acolo, am trecut peste acest Popescu și am zis, facem tot, toată hârtia merge aici. Și am făcut 127.800 de exemplare. Mamă. Ăsta a fost adevăratul record, că până s-au bătut alții în piept că au făcut și... Îți spun eu, ăsta a fost 127. Toată hârtia. Toată hârtia. S-au dus băieții, Codorean și alții mai tineri, așa la aeroport, cu ziarele băgate ca la cutremur, așa, 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 ca să le dea la jucători. Și acolo am filmat, s-a văzut ziarul, nu știu ce, a fost un moment extraordinar, a crescut ziarul pe urmă. Bun. Cum să crezi că... N-am urmărit treaba asta, n-am urmărit comercial. Eu eram bucuros că pot să le duc ziarul, da, când se întorc oamenii de acolo. Mamă, și vine a doua zi. N-am apucat, eu veneam primul redacție, deschideam redacția întotdeauna, asta am făcut și când am fost... Știu, știu. Și vreau să zic că, Dragomir, Ioan Ițoaia, domnule, ce au fost? Mă, te dau o far, s-a terminat, nu se poate, n-avem cu ce scoate, n-avem hârtie pentru mâine, ce facem? A fost un moment foarte nasol, să știi, acum gluma e glumă, da. Și m-a pus naiba și l-am sunat eu. Nu-l cunoșteam. Da, să nu te mint, dar nu-l cunoșteam, categoric. Nu-l cunoșteam, până l-am cunoscut. Într-o sală de bingo la Constanța. L-am sunat pe Sechelariu, Dumitru Sechelariu. Și am spus, domnule, eu să stau. Voi școală să nu băște lumea. Domnule, am și o rugăminte. Sunt în situația de terminat. Voi fi dat afară. Păi de ce s-a întâmplat? Am băgat toată hârtia, n-avem hârtie deloc. Dacă nu ne trimite niște hârtie, ziarul nu mai apare mâine. L-a sunat pe Dragomir, adevărat. Ce s-or fi înțeles să-i bara-bara, cum zice el așa. Cert este că am avut hârtie și am scăpat. Și așa am reușit să mă mândresc cu acel... Dar nimeni nu știe. Și la Sport 21 cum ați ajuns? Adică cum ați acceptat provocarea să plecați? Da. Vorbind despre primul ziar, Color. 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 Știi, laptele și mierea din prietenia cu Ioan Ițoaia se cam scurseseră. El era plecat tot timpul, el era, cum se cheamă, 100 de zile pe an în străinătate, rămâneam la ziar, făcuseră și bancuri, când trimite el macheta prin zi, prin fax, cum era pe vremea aia. În fine, asta-s glume. Cert e că nu ne mai înțelegeam, nu mai eram pe acelea și... pe aceeași lungime de undă, și a fost și o întâmplare când eu i-am spus, bine mă, dar tu pleci tot timpul. Eu am plecat, într-adevăr, am fost în Africa de Sud, am fost în Japonia, am fost în Australia în perioada aia, dar am fost pe aranjamentele mele și pe prieteniile mele, cu Eugen Ionescu din Melbourne, cu mai știu eu cine de la gimnastică și așa mai departe. Deci niciodată n-am fost pe banii ziarului. A, că mai îndădea domnul Dragomir 50 de firfirinci de urnă. Este adevărat. De am spus lui Ovidiu, bă, azi, el a plecat odată, a fost un, e interesant că a fost echipa națională a făcut un turneu de pregătire în Franța, a urmăsat și în Anglia, o poveste ca asta, nu mai știu dacă legate, certe că a plecat vreo de zile. Și bă, lasă-mă naiba, e foarte greu singur. Și zice, băi, știi ceva? Zice, spui ce vrei. Zic, vreau să plec și eu odată, odată, să scriu meciul echipei naționale. Odată, să plec și eu echipa națională, la ce vrei tu? Între timp scrisesem, mă trimise Dragomir, m-a chemat și mi-a zis, bă, am nevoie de numele tău, hai te apucă-te și mai scrie fotbal. Așa i-am dat lui Vlădoiu, odată a fost eliminat pe Steaua
3 și la meciul următor, în minutul 2 sau 3 sau 4, la început de tot, i-a dat una lui, era un Vochin. Vochin, un fundaș, fundaș așa, la Sportul și la FC Național. Așa, și a fost eliminat și am dat nota 1. Așa, și descrisesem și fotbal, am fost și la Paris, la, nu la Paris. La PSG cu Steaua? Nu, la Monaco. La Monaco, 5-0. Da. Nu, cu Montpellier, cu Monaco. La Monaco cu Steaua? Cred că ăla, da. Cred că ăla. Cer, pe mine mă interesează asta, eu fac paranteză acum, cum ai spus, cu Ștefan Covaci. Cum am împrietenit cu Ștefan Covaci, Puști, aveam o afinitate pro Steaua, pro Cecean, n-aveam nicio treabă cu Steaua, Ștefan Ionise mă împrietenise, mă duceam pe la Puștule, dar nu eram ziarist înainte. Mai cu țigărele, că la ce am murit tată, m-am apucat și eu de chenci. A rămas la un dat Ștefan, marele Ștefan Covaș fără țigări și eu, băi, dar abia așteptam. I-am întins pachetul și așa am făcut. În fine. Și acest Ștefan Covaș era acolo, nu mai era, nu mai antrena, nu era nimica. Dar era la, cum se cheamă, la Monte Carlo. A venit la masă, a invitat-o ziariștii la masă. Ziariștii români, eram vreo 9-10. Și m-a chemat Dan Dumitrescu, țin minte că iar Ioan Bocioacă, m-a luat deoparte și zice, mă, cât sunteți voi acolo? 9, nu mai știu câți. Zice, Puștulea, zice, fii nu încoace. Și scoate, zice, ai câte 50 de mărci, care erau pe vremea aia încă, ca lumea, și le dai câte 50 de mărci cât partea mea la fiecare. Mă. După ce a dat masa aia, mai a dat și o mică atenție, Puștule, dă-le tu că... Ești era un lord. Da, și am împărțit banii cu oameni. Tu-ți dai seama ce oameni. Un lord. E, revin. Mitică Dragomir, rugându-vă să scrieți fotbal, că avea nevoie de semnătura noastră. Așa, deci am scris fotbal. Deci, și mai, de asta aveam și argument să-i spun. Zice, bă, vreau și eu dată cu echipa națională. Că n-am fost niciodată cu echipa națională de fotbal. Fusesem cu rugby, cu gimnastică, am zis. Vreau să văd și eu. Fusesem la universiadă, vreau să spun, nu la universiadă, jocurile bunăvoinței, cum se chemau, că atunci m-am reîntâlnit cu Nadia, de-aia am ajuns formă și ofițerul ei de presă la căsătorie, la Seattle. Jocurile bunăvoinței, iulie 90, aia a fost prima trecere peste Marea Gârlă. Și revin. Când mi-a promis deci această deplasare. Trec zile, mai erau vreo 2 săptămâni, zic, trene, zic, ce fac, nu fac pașaportul, nimic, lasă-mă că se rezolvă, știe Mitic, mă la Mitică și la măgeu, stai liniștit, că o să se rezolve. Ce dracu, mă. Trec zilele, mai erau vreo 10 zile, pe săptămână, merg pe stradă, mă întâlnesc cu unul de la turism, Gheorghe Fodoreanu. A, ce faci, prieten? El era foarte expansiv și cu toți prieteni. Ce faci, prieten? Bine, zice. Ce faci? Și ești mulțumit de mine, nu? Da. Păi zic, cu ce ocazie? Zice, păi nu-ți trimit omul în Israel? Juca România în Israel. Ce om? Ce Israel? A, m-au luat apele. Zice, păi da, zice, păi pleacă Vochin. Ah. Oh. Și atunci... Nu, de tot. Nu pot să spun ce am făcut când m-am dus în redacție, cum m-am dus, când m-am dat secretar la o parte, m-am dus. Și de atunci m-am dus vreo 2-3 luni în parc. Mă duceam dimineața la 7, făceam macheta, mă rog, sumarul, nu macheta, că aveam Marian Toader, Titi Stan, erau meseriași. Și mă duceam după ce terminam, pe la 10, când apăreau somitățile și făceau ședința și eu eram deja, mă întorceam mai târziu, mă duceam pe un parc cu Cismigiu care era foarte aproape, mă țiseam bine, mă plimbam cu barca, în fine. Și mă pomenesc până decembrie, da, că mă sună Gheorghe Mitroi, tatăl Răzvan. Da. Care știm, printre altele, că a avut cronica microbistului, până aia s-a făcut faimos, că altfel scrie la scânteia, îți dai seama. Și mă cheamă, mă sună, zice, băi, zice, trebuie să vorbim neapărat ceva. Decembrie 95, ca lumea să înțeleagă. Decembrie 95. Da, Nea Gigi. Și ne-am întâlnit și băi, Gigi, uite, zice, știi, Dan Voiculescu face ziar. Zice, cine? Dan Voiculescu. Știam eu ceva, dar... Zic și, zice, vrea să facă ziar de sport. Zice, și am vorbit cu șeful de proiect, care e colegul meu de la ziar, un mare jurist și pe urmă și mai mult decât atât a deputat și așa mai departe
cred că știi la cine mă refer, dar deocamdată îmi spun de ce a lucrat Scânteia așa. Și e jurist de profesie, procuror. Nu știi? Nu. Deputat, pe urmă, mai în vârstă, șeful de proiect, în fine, și mă iau de mână. Zice, te duci cu el la Voiculescu să faceți un ziar de sport. Zic, hai să mă apuc eu să... Și știu că nu te mai înțelegi așa aici. Cum vrei, tu hotărăști. Și m-am dus într-o zi la domnul Voiculescu. Și m-am așezat față în față, așa cum suntem noi doi, și el zice, ce faceți, eu vă cunosc, nu ce vreau să fac un ziar, să n-aibă treabă cu nimeni, independență totală, nu mă interesează dumneavoastră de la A la Z. Zic, bine, zic, și colectiv, ce vreau, și nu vă impun nimic, spațiu, vă fac și spațiu, să aveți o redacție ce nu s-a pomenit, o mai am vorbit cu o editură din Casa Scânteii care se va muta cu Nicolau, care era la editura... La Nemira. La Nemira, zice, și o să aveți acolo spațiu, o să, zic, o să avem și telefon mobil, apropiile tale, da, așa. Da, 0899. O să aveți și telefon mobil, nu mai știam ce să-i cer. Și la un moment dat, zice, dacă sunteți de acord, zic, și când vreți să dea drumul? Vreau să dau drumul cel târziu în februarie. Păi cum să dăm drumul în februarie? Cum un ziar pe vremea aia? Da, în două luni nu se putea, că era vorba tipografie. Ce am toate astea, Dumuraeschi. Vă aduc și tipografie din Germania, nu stați liniștit. Zic, bine. Și scot din apă hârtia. Și zic, dacă vreți să vă uitați pe asta. Ce e asta? Stat de funcțiuni. Eram obișnuit în stat de funcțiuni, care de fapt erau salariile. Și treceam, redactor șef, fac cu tare, cu tare fiecare să... Să uite la așa, ce e asta? Statul de funcțiuni. Să uite, păi n-am vorbit noi cât vă trebuie, că vorbisem înainte, m-a întrebat cam câți bani trebuie pentru plata drepturilor redacționale. 70 de milioane. Păi zic, uitați-vă, că dacă zice, păi nu sunt 70, păi nu, că mai e și acordul. Și cu totul se facă 70 de milioane. Păi da, și n-am vorbit așa, da. Și a luat, zice, ia dați-mi coce hârtia înapoi. Domnul Raiescu, n-ați înțeles bine că se sită așa. Că îl faceți cu 100, că îl faceți cu 20, că îl face singur, am bătut palma pe 70. Luați-vă hârtia și poftim la treabă. M-a cucerit? Recunosc că da. Am fost cinstit, măcar cu atâta mă laud. Că puteam foarte bine să... Da, cine da. Să uita, să vadă ce a rămas acolo. Așa a rămas suma aia. Din păcate, suma aia care era mare, că era spre 2000 de dolari pe pentru vremea aia, pentru mine era enorm, că nu eram prosport cu sârmul și mai departe. Din păcate, salariul a rămas multă vreme pe urmă. Știi că până 97-98 a început, a fost o inflație, Doamne Dumnezeule, salariul ăla al meu, în fine. Și așa m-a cucerit și așa am demarat, n-aveam pe nimeni, certe că m-am dus pe data de 3 ianuarie, cam așa ceva, m-am dus la redacție, i-am spus lui Ovidiu, bă, plec, și el a fost, era sâmbătă, nu mai era nimeni, știi? Ia, bă, am plecat, nu mai contează amănuntele, îți doresc foarte bine, nu știu ce, mă duc dincolo și aveam un pahar, știi, că era, el avea birou aici și eu aici și era ne despărțea un perete și am pus repede paharul, că l-am auzit vorbind la telefon. Vorbea la telefon, da, zice, pleacă ăsta, zice, vină repede, zice, să preiei. Sunase pe Doina Stănescu imediat. În fine, așa de mult a regretat. Și am spus lui Dragomir, Dragomir mi-a dat hârtie, o am și în ziua de astăzi. Doamna de Spina, doamna de la personal, vă rog să-i dați domnului Raischi tot ce vrea. Îi mulțumesc, nu știu cum, și are oricând un loc asigurat aici. A fost la un moment dat cazul și am avut multe locuri asigurate. În fine. Și așa m-am dus și m-am apucat să fac ziarul repede. N-aveam redacție, n-aveam nimic, pe cine să iei. Așa a ajuns Dumitru Mihalache să vină șef de secție la alte sporturi. De ce? Știam eu că știe un pic să scrie. Știam eu că avea două facultăți. A fost al cincilea în Ministerul ăsta al Sportului. Al cincilea om era și director la nu știu ce. Nu contează direcțiile astea. Și am spus, bă, am nevoie de tine să... ai grijă de ăștia micii care scriu. Să te uiți atent la asta, să nu greșească cel puțin tehnic. Limba română știi foarte bine, hai. Așa a venit Dumitru Mihalache, e adevărat că îi dădusem, avea salariu foarte mic. Și am dat un salariu de vreo 2-3 ori mai mult decât avea la minister cu toată funcția lui. Din păcate asta foarte puțin, știi că în iulie m-am pomenit sunat de Puștiu. Așa zic eu, Puștiu, că el născut în octombrie, eu în iulie. Și Puștiu ăsta, Mircea Sandu, președintele Federației de Fotbal, zice, păi, nene, zice, vezi că ți le-au pe Mehdi. Cum să le iei?
Păi ți le iau că am nevoie aici, la regulamente, e cel mai tare în regulamente din țara asta. Și așa l-a luat pe Mihalache, m-a lăsat. Da. A stat multă vreme. Ce? Domnul Mihalache acolo. Păi sta până la sfârșit. Da. Păi nu știe că a avut și procesul, asta e foarte interesant subiectul. Procese cu federația, cu nu știu ce, păi hai de mine. Și a făcut multă, să 519 numere. Ce? Sport 21, 519 numere. Ți-am spus, lucrătura cea mare a pornit de la difuzare. Directorul CCA Intact era un anume Constantin Rotaru, care nu mi-a prea mai iubit. De ce? Pentru că eu mai dintr-o bucată și s-a evit primul salariu. Și la primul salariu mă pomenesc că salariile erau cam la jumate. Și zic, m-am dus la el. Ce e asta, domnul director? Director general. Ce e asta? Și păi așa e, că nu știu, că se depășește, că la jurnalul tu care, nu știu când. Zic, domnul, eu așa am vorbit cu domnul profesor. Că toată lumea zicea domnul profesor. Da. Hai să-l sunăm. Hai să-l sunăm pe domnul profesor. Eu l-am sunat. Că aveam mobil, într-adevăr. Cum îl chema pe la mare? Hidecuti. Da. De la Hidecuti, mi-a dat, care era șeful la gospodăria comunală, și el mi-a dat acest telefon. Pur m-a mai avut unul de la Oțelea. L-am ținut, că pur s-au dus telefoanele astea 2-3 minute. Dar costa imens, $2,500, o sumă din asta. Greu, cărămidă. Așa, și... am rămas puțin pe gânduri. Sar de la una la alta. Unde rămăsesc? Cu banii. L-ați sunat pe domn profesor că așa. Era înjumătățit. Cât am vorbit noi? N-am vorbit, n-ați fost de acord pentru 70 de milioane astea ca să avem cu totul fondul salariului? Ba da. Spui, uitați, domnul Rotar a înjumătățit salariile. Ia de-l încoace. Băi, ce ai făcut? La beșteli rău de tot. Asta a fost mare greșeală. N-avea spus să rămâneți prieteni. Și din cap, din clipa aia, omul care răspundea printre alte de difuzare, era director general al editorului, ca să zic așa, da? Din clipa aia, am fost tot singură dată, am plecat pe litoral, tot așa, într-o sâmbătă dimineață, și am fost pe Mamaia, pe tot litoralul ăla, în Mamaia. Și erau nu știu câte căști, multe. La unul singur ajunseseră 5 ziare Sport 21. Da, n-aveați cum să... Plus că a apărut între timp ProSportul, cu echipa aia grozavă de ziariști, într-adevăr. Unde plecată de la Sportul Roșu. Plecată de la Sportul Roșu, marea majoritate fusesem și eu acolo, pe unii chiar... Unii veni și la Sport 21? Mă rog, foarte puțini. Da. Foarte puțini au venit de la Sport 21. Am avut un caz cu unul care a venit. El a venit. El s-a cerut și am făcut legitimație. Am căzut de acord cu salariul, cu tot. I-am făcut legitimație de șef de departament, tot. L-am anunțat mai departe și n-a mai apărut. Nu-i dau nume, că e foarte cunoscut. Și e băgat și pe La Liga, în fine. Am avut din astea foarte multe, foarte multe neplăceri. Deci foarte puțini au venit de acolo. A fost foarte grea munca de selecție. Asta a fost poate și șansa unuia ca tine, da, și altora. Da, da. A venit și Maria Prodan. Hai acum, Ana Maria Prodan. Da. Știi povestea? Era sutien, avea sutien, drag. Și era într-o de asta de blană. Hai, mă, lasă-mă când... cu asta. Păi eu asta țin minte, tu, că eram tinerel și... Eu țin minte altceva. Mă pomenesc într-o zi, 96, cred că era, sau 97, nu știu. Mă pomenesc că vine secretara, știi că aveam două, da, și dacă fotografa, da. Vine secretara și spune, zice, vă caută Ionela Prodan. Pe mine? Dar voi nicio treabă, nu cunoșteam, aveam multe alte legături în lumea asta artistică, Ionela Prodan, nimic. Și vine Ionela Prodan, ai salutări de la Nadia, fusese în turneu, una mică, intrarea, după care mi-a zis, uite, domnule, îți dau, vrei să ai un mare ziarist, un mare condei, acum o ce după fata mea este băiețoasă, e nu știu ce. Și așa am pus-o la încercare și știi că ne-a dus știrile alea. Da. Mai ales cu Dinamo, mai ales cu un anume jucător. Așa a ajuns. Ați mai vorbit cu ea? Nu. De foarte multe ori. Da? Niciodată. Și mai mult decât atât. Ba, da. Da? Serios? Da? A scos și o carnă. Cum ați ajuns cu Nadia la nuntă? Cum am ajuns în relații? Da, să-i fiți... Măi, întâmplarea... Ați organizat nunta aia la nivel de... Nu. Întâmplarea e veche. Fiind în ziar așa și foarte activ, că așa am ajuns și la un moment dat am fost și la o zi, un grup de presă, la o conferință națională a partidului la sala Palatului. N-am nicio treabă, nici n-am stat acolo, am plecat imediat. Dar vreau să zic ca idee, că ne mai trimiteau așa. Ce treabă avem eu cu sportul și mai ales cu oamenii aveau treabă și cu telexul, cu toate astea, stăteam pe acolo. M-a trimis la altă conferință, nu știu ce, era la Ateneul Român, unde Nadia a luat cuvântul. Cred că după 77, așa ceva. Și Nadia a luat cuvântul.
Dar ca să ia cuvântul, a venit în redacție să ceară să îi să scrie cuvântarea. Și Nadan Gârleșteanu a zis, fă-o tu cuvântarea. Și eu am făcut cuvântarea. Și așa a cunoscut-o, a venit, a citit-o. E mulțumită, da, era foarte distantă, mă rog, era și era mic, ce să zic, era un copil. Și așa am, așa am cunoscut-o, mă ținea minte, da? A fost Universiada din 81, am mai avut câteva contacte, așa știi, dar nu prea multe. Dar s-a făcut că în 1990, deci la prima trecere așa, la Seattle, eu stăteam, am avut și acolo niște întâmplări, am avut diurnă mică. Of, nu găseam hotel, că totul era întâmplare. Și eram nu mai eram cum eram eu obișnuit să plec cu loturile, să stau liniștit, să am asigurată casă, masă. Aveam o diurnă și descurcă-te, nene. Și m-am descurcat până la urmă, că prima dată când mi-au dat de la cazare, ci mi-au găsit cazare, nu mai țin minte, dar o sumă așa, $50, o poveste din asta, când mi-au dat prima dată la cazare, vreau să spun că am intrat și când m-am dus să fac baie, era baie la comun, camera era o jumătate de metru pe 75, așa ceva, și m-am dus să fac baie la comun și când am intrat și mă spălam și eu așa, mamă, când au apărut trei, vlășgani și de culoare și cu bube și au început să, numai către mine să uitau și râdeau și nu știu ce, am plecat cu săpunul pe mine, cu tot, m-am îmbrăcat, jur, și m-am dus lângă centru, era închis acolo, dar m-am dus în fața centrului până a venit aia de la centru și am zis, domnișoară, nu vă supărați, eu plec. Plec de aici, mă duc și spun și o să-i scriu în toată prea, așa, că uite ce întâmplare, că nu se poate să nu-mi găsi, și mi-a găsit până la urmă un hotel. Ei, și făceam curse mari de tot, cu autobuzele alea galbene, țin minte perfect. Acolo am avut și norocul, un prieten de-al lui Cornelio Oțelea, era familia Duță, era de loc din Voinești, orașul merelor, unde și acum am relații, că mă duc la târgul de la agronomie și mereu ia suc de mere de acolo, așa. Și acest Duță era marinar, tot așa, plecat. Nu prea mă știam pe vremea aia, până mă mai aflat și eu cum era cu pescuitul ăsta, așa am fost în familie, la el a fost singurele momente plăcute, care m-am simțit și eu ca lumea, că în rest stăteam, n-aveai voie, erau prima, presa n-avea voie decât în sectorul ăla. Am pățit-o, mă duc la sală, la gimnastică, urmau seara, mă duc dimineața, să vorbesc și eu cu antrenorii, să mai schimb, să mai aflu și eu câte ceva. Și vine unul la mine, cu șerif îmbrăcat așa, cu pălăria aia, sir, nu aveți voie aici. Era în jurul, da, dar era, nu era concurs, era încălzire. Zic, nu vă supărați, trebuie să iau legătură. Nu aveți voie aici. Plec și las că ți-o trag eu și eu pe partea alaltă. Când cobor, m-a urmărit. Dacă se mai întâmplă odată, vă ridic legitimația și trebuie să plecați. Asta a fost seara. M-am dus frumos, eram la Cucurigu, cred că eram în rândul 50, o sală uriașă în Seattle. Prima dată când am văzut așa ceva, domn, nu mai știu minte cum se cheamă, masa presei, deci sus de tot. Nu vedeți ce se întâmpla acolo, în sfârșit, plictisit, obosit. Și la un moment dat, pac, văd că jos acolo, sectorul VIP, în rândul 3-4, văd că se apropie. Și bă, Nadia, și după ea, un bărbat cu mustață. Și pe ăla este, Doamne Dumnezeule, nu se poate, ce-i cu ăștia? Se așează Nadia, zgomot, începuse concursul și eu încep, ce să fac? Și vine o idee genială, mai am avut din când în când. Știam că îi place foarte mult să trăiască măta, o melodie, care te-a făcut dată, uite, mătii, noi te-am cunoscut. Și cum s-a făcut liniște? Să trăiască măta. S-a întors. A, ce faci, mă? Stai acolo. Și l-a trimis pe respectivul mustăcios, fost antrenor de rugby, că de-aia îl cunoșteam, care rămăsese până Italia și ajunsese în Canada, a fost șeful complexului olimpic din Montreal. Mare de tot gagiu și a murit odată, a murit la puțin după aia la o partidă de înnoțul magvatic. Ciudățeniile capitaliste. Ei, și Nadia, după ce s-a terminat, a venit el, m-a luat, m-a dus jos și acolo cu Nadia ne-am pupat, nu știu ce, stai că mergi cu mine la hotel. Bine. Zic, ce bine că vreau să scriu ceva. Zice, scrie o carte, sper. Da, domnule, scriu o carte.
Și pac, apare unul cu mustață așa. Nadia, nu te supăra aici. Pentru ăsta, Micu, poți să îmi dai și un autograf pe tricou? Și cu autograf pe tricou, nu mai văzut în viața mea așa ceva. Nadia, sigur că da, Ted. Și face tricou. Și ăla de mână și cu mine, de mână și așa se întâlne unul cu mustață. Până la vreau să aflu. Ted Turner. Ma. Patronul și organizatorul, de fapt patronul vestitului canal de televiziune și organizatorul acestor jocuri are bunăvoințe. Și am plecat cu Nadia. Am luat cu mașină din aia, cu limuzină. Mătrățoasă din aia. Eu între două fete tinerele, zdravene, judocane, ceva, că la un moment dat mi spun Nadiei că zic, știu asta românește, nu? Zic, și eu pot să încerc ceva? Și încearcă, zice, dar nu te-a sfătuit, zice că zice, imediat. Că fetele... Da, fetele... Da. Și am ajuns la hotel și am apucat să vorbim. Și să facem, și să-mi apuc, am scos, avem casetofon din ăla micu. Reportofonaș, da. Reportofon. L-am pus, am început să înregistrăm, să-mi povestească cum e acolo, cum a luat-o Panait, cum a dus-o și toată povestea cu Panait. Da, 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 cu 1 decembrie 1989. Cum a ajuns pe mâna lui Bistului, cum a fost, în sfârșit, toată povestea. La un moment dat, cioc-cioc la ușă. Recunosc acum, mai fumam câte o țigară. De ce? Cândva de mult de tot, aici am uitat, recunosc, mă întorc, să-mi aduce aminte. De mult de tot în tinerețea noastră, la cofetăria Scala era laborator în spate și ne prietenisem, era unul Cocea, șeful de laborator, și mai mă duceam în spate pe la el să mai iau o prăjitură ca lumea să mai, și mai repede, să nu stau la coadă. Și într-o dimineață m-am dus în spate pe acolo. Și când mă uit, Cocea zic, ce faci, nu știu ce, stătea la masă cu o tipă care era, uite așa, cu ochelari, stătea acolo și zic, el îmi făcea semn tot timpul către, ce ai mă, Cristi, ce ai? Zic, eu am venit să-mi iau, nu știu ce vroiam, prăjitură, ceva, sau țigări, Kent, s-ar putea asta, că mai avea. Zice, păi ce, nu vezi, Nadia. Uiuliu, mă duc la ea, zic, tu ești, da, era cu ochelari, era obosită, era dimineață. Și zic, bă, zic, ce faci aici, nu știu ce? Zice, ai o cafea bună de tot, nu nechezon. Zic, ai sus, cum să n-am cafea? Zic, luăm de la Cristi acum, că nu poți să-ți dea aici. Hai sus. Și am venit sus în redacție, cafele, că nu era nimeni. Îți dai seama, îți repet, începea programul la 8:30, de la 7 era în redacție. Asta cu Nadia, și la un moment dat s-aude ușa. Venea Radu Urzicianu, era secretar de partid pe vremea aia, era ușa încuiată și deschidea ușa. Oh, eu închese pe dinăuntru, a bătut în ușa. Aoleu, aoleu, ce fac? Gata, înțelegi? Și zice, eu îl conduc, zi, fiate, îl conduc și tu pleci în timpul ăsta, că era trasă pe linie moartă pe la Federație. Că pe urmă la Federație stăteam la coadă la Coca să luăm crembuș pe sumână, în fine. Deci așa, și când m-am întors în redacție, Nadia dispăruse cu pachetul meu de țigări pe care îl desfăcusem, deci avea datorie la mine. I-am spus atunci, a fost poanta foarte mișto. Bun, și tot așa, acum de sună, bate cineva la ușă, mamă, Doamne, hotel din ăla, 200 de stele, bate cineva, aoleu, ia, repede să iasă fumul, da, ia țigarea, pune aici, nu știu ce, când deschide ușa, hai, în combinezon, Doamne, Dumnezeule, cine era nevasta lui Ted Turner atunci? Jane Fonda. Mă. Eu... Doamne, n-aveam nici telefoane cu... Desfăcut poze. Îți dai seama de nimic. Hello, hello. M-a văzut și a făcut așa un pic la început și n-a de-a noi. Ce stai liniștit cu un prieten de-al meu, nu știu ce, de la București, uite, scriu o carte. Așa, pe acolo am vorbit vreo două, trei chestii, a mai stat și aia un pic și a plecat. Am venit la București, am făcut cartea, a fost o cărtulică așa, scos de unul Vasilescu, care a făcut să editură, mă rog, era pe la, nu știu ce, federație din asta. și așa ne-am împrietenit. Și în clipa când am ținut legătura cu ea și mi-a anunțat că va veni și nu știu ce, și atunci aia m-a rugat să mă ocup de toate treburile astea, că a văzut, văzuse cartea. Am intrat, am ținut legătura în permanență cu mama ei, o femeie simplă, dar care a fost mereu, cum se cheamă, foarte atașată de mine, și ne-am întâlnit cu maică-sa la turneul organizat de Sever Mureșan, că și acolo povestea, acolo am văzut-o prima oară, nu atunci, mai târziu, la tot un turneu organizat de Mureșan, turneul de revenire vrea el și n-a reușit la sala polivalentă, am văzut la un moment dat una mititică așa, solidă, și care avea niște dotări extraordinare și juca tenis.
Eu zic, era deci Sever Mureșan și Anghel Drăgan, mâna lui dreaptă. Da. Colonelul, vestitul. Și zic, aoleu, păi cu fata asta săracă, cum poate să joace? Că totuși cu înaintarea aia, iartă-mă, da? Da. Așa vorbeam, nu o trage în jos, nu știu ce. Drăguță, a sărit primul colonel. Va ajunge mare. Sever Mureșan, la fel. Stai, domnule Schimbă, să știți că poate să facă mare performanță fata asta. Are atâta talent, atâta ambiție, atâta... A făcut operație într-adevăr și așa am cunoscut-o eu pe Simona Halep. Au avut dreptate amândoi, da, eu nepriceput. Deși fusese la turnee, da. Au fost la turneu, de, la Stuttgart, unde a mai fost cu una de țiriac, au fost vestitele turneei de după Revoluție. De la de pe Cotroceni. Atunci l-am cunoscut și pe Adrian, ce Cotroceni? De pe, nu de la stadionul Cotroceni? Nu. De lângă Cotroceni, la bază, la BNR? Turneele organizate de țiriac în Germania. Ah, la Stuttgart. A, da, te vezi. Credeam că ziceți de astea de aici. Vai de mine și de mine, ce turneu a fost acolo, cum ne-a primit. Prima dată am fost, ca să vezi, m-a întrebat de nume, Octavian Andronic, Adrian Sârbu, Cornel Nistorescu și cu mine. Și a doua oară am fost decât Octavian Andronic și cu mine. Când a zis, la un moment dat, cu greva minerilor, da, atunci când a fost cu Roman, să-l dea jos pe Roman și ne-a chemat, iar noi nu știam. 91 stăteam la turnee. Cum se cheamă? Mâncam cu lingura, jur, erau ligheane, uite așa, ligheane mari de icre negre. Ce organizare! S-a purtat dumnezeiește și ne cheamă, pe mine și pe Andronic, zice, îmi pare rău să vă dau o veste proastă, e foarte rău în țară, vor să-l dea jos pe Roman. Zice, vă înțeleg dacă vreți să plecați, mi se pare că nu se puse turneul. Vă înțeleg dacă vreți să plecați, vă dau avionul meu și vă duce acasă. Ma. Eu trănit, Andronic, da, fata mea, fata lui era mică atunci. Eu vreau să mă duc să nu știu ce. Vă gândiți și veniți și îmi spuneți. Să duce, că așa ne-a prezentat primul ministru al Adului Bavaria, cu cine se vedea omul ăsta acolo. Vorba aia, numai mă spălam 3 zile. Și pe mână, altfel, da. Și m-am dus cu Andru și zic, ne ducem acasă. Și ce facem? În primul rând, nu știu dacă ajungem de la aeroport, dacă sunt problemele astea. În al doilea rând, cu ce putem noi să ajutăm? În al treilea rând, mă gândește tu, s-a investit în noi. Hai, du-te acolo, chiar dacă plătește țiriac totul. Mă, dar ideea de a transmite de acolo, erau turneele astea, 90-91, că la alea, despre alea vorbesc. Ce facem? Și așa am hotărât să mai rămânem. Și a fost bine că nu s-a întâmplat nimic acasă. Da, am dat telefoane acasă, ne-a dat tot ce trebuia. Iar prima dată vreau să spun că în timp ce eu și Andu, într-adevăr, ne duceam și ne uitam la tenis și am mâncat lângă Monica Seleș, dacă ți spune ceva numele ăsta, o mare, mare jucătoare, de aceea am văzut când am mai mâncat 2 zile după aia. Am mâncat ceva așa cu o poftă uriașă, eram acolo împreună. Și vreau să spun că noi mergeam totuși la turneu, la tenis, iar dimineața, l-auzi toate ziarele nemțești, mica publicitate, Adrian Sârbu și Cornel Nistorescu, unul ca să facă rost de scule pentru postul de televiziune, Cornel Nistorescu pentru postul de radio. Ce vezi, ce mică-i lumea. Corect. În fine. Din bingo v-ați îmbogățit? Păi, să repet. Eu știu povestioara pe scurt că cu domnul Stângă, dar pe lung nu știu. Păi e foarte simplu. Deci tot atunci când eram, 96? 96. 96, aveam și ziarul, dar mergeam, am mers la, nu mai țin minte cu cine, cu Vasile Pușcașu, singurul campion olimpic, la lupte libere, sau cu George Mihăiță. Odată a venit și mi-a zis, am fost în sala de bingo pe Europa, din la piața rond. Aia. La rond. La Coșbuc. La Coșbuc. Așa, și... Am fost odată și a doua oară când m-am dus. Dar știați cu ce se mănâncă sau vă duceați așa? Mă, să ne relaxăm, terminam treaba, hai să jucăm și n-auzisem ce e bingo și ne plăcea cu alea. Era omor. Era lumea deja intrase, era începuse, nu era fenomen, dar începuse să fie un fenomen. Și vine Stânga la mine.
ce faci, nu știu ce, ne-am pupat. Noi ne știam dinainte, de pe vremea când el o curta pe soția lui, pe Ina, mare basketbalistă și ea. El era prieten foarte bun, că așa ne-am și împrietenit, cu Florica Murariu, marele lingvist. Dumnezeu să-l ierte, mult la revoluție. În garsoniere, într-un bloc de garsoniere, de vis-a-vis de favorit, chiar lângă lângă gardul unității militare și unde e și Haiducului. Chiar în blocul ăla mare, acolo. Așa, mergeam el unul la 7, unul la 9, nu știu. Și așa ne-am împrietenit. Și vine stânga, hai să vorbim. Ne-l prezintă, ți-l prezint pe marele avocat din Valencia, care este patronul, dar pe urmă am aflat că erau vreo patroni. Zice, eu sunt administratorul și vrem să facem firmă. Zic, dar cum l-ai cunoscut? Ce treabă are? Păi, zice, cu când am fost, dacă am jucat Ioan Coman, Dumnezeu să-l ierte și pe el, dacă a ajutat mult de tot sportivii și pe stânga inclusiv, că i-a dat voie să plece și a putut să facă și el un ban, să facă o carieră și uite această cunoștință. Și Rafael Moscardo îl chema pe spaniol, marele avocat, și zice, dom'le, noi vrem să facem mai mult decât atât. Păi zic, nu e în sală, zice, nu, dom'le, vrem să facem pe televiziune. Nu s-a mai făcut nicăieri. Urmează să facă, nu știu, în America Latină, până ceva, nici în Spania nu s-a făcut la noi, ce vrem să facem în România, bingo televizat. Și știu că am aflat că dumneata ești băgat și că aveam și emisiune la antenă. Da. Înțelegi? Te-am văzut și la emisiune, ne place prezența, nu știu ce, hai să te ocup de partea asta, o să începem model, nu știu. Bine, dom'le. Deci eu eram angajatul al ziarului. Da. Prima dată, da? Antene, al intactului. Da. Și m-am făcut. Deschideam cartea de telefon ca să luam... Da, dar m-a sunat și pe mine. Mai țineți minte că m-a sunat de prezentator și mi-a zis, tata, du-te, bă, de aici cu bingo tău. Da? Da. M-a sunat. Dar după asta, la următoarea, nu atunci, a? Ba nu, cred că atunci, înainte de Mitoșeru. Eu nu vreau să... Că am și prezentat atunci. Da. Nu vreau să intru, în fine. V-ați gândit că o să ajung acolo? Că o să niciodată, fie fenomenul. Pentru că, stai puțin, păi după 6 luni, 7 luni... S-a închis. S-a închis. Pentru că acel Cristea stătea la antecamera lui Ciumara, ministrul finanțelor, care de atunci s-a închis. Și foarte greu s-a reluat pe urmă peste vreo 2 ani. Foarte greu, cu multe intervenții. Și atunci a bubuit? Atunci. Da, anul 99 și 2000, atunci când a fost marele premiu 1 milion de euro. A bubuit, s-au spart geamuri, ce momente. Dar îți repet, Cătăline, că acum n-am ce rost are să mint. Am avut același salariu de la antena. M-am și dus odată la domnul Oancea, care era director general, dar care avea o treabă, stătea cu prietenul lui Tucă în birou și foarte greu, mult am așteptat și când a ieșit, a zis, domnule, zice, știu ce vreți, dar să vă rezolvă domnul Stângă. Păi zic, cum să mă rezolvi domnul Stângă? Nu mi s-a angajat dumii tale. Mie îmi trebuie să carte de muncă. În sfârșit. Stângă, da, mai dădea și el o ciocolată seara după asta, dar nu era nimic sigur. Ei au venit pe bani foarte mulți, au venit Sociu și Palade, care au schimbat, într-adevăr, ideea cu Sociu și Palade a fost foarte bună, pentru că a avut intrare la publicul larg și ei au avut contractele lor, dar n-am știut niciodată. Dar m-am ocupat de la A la Z, vreau să spun, pentru că am făcut selecție cu fetele împreună cu Virgil Nicolae, care și el a murit foarte tânăr, care era tehnicul de acolo, și cu Tudor Vasile, tot portar la Steaua, deci ambaliști amândoi. Știi că am mai avut, era Bedivan la Constanța, jucători mari de tot care au fost aduși de Vasile la sportul ăsta. Pe care îi cunoștea, pe care... Da, mai era și cel de la, cum îl cheamă, de la mai mare campion mondial, Kicit, Gabi Kicit a fost acolo, au fost figuri mari. Și revenind la ce mă întreb, cum să mă îmbogățesc? Cu ce m-au ajutat într-adevăr? Într-o zi vine Rafael Moscardo și în spate aveam, îți repet, era foarte greu de găsit un loc în preajmă, dar minte de parcaș și mai departe. Dar aveam parcarea noastră, bodyguards, păi am avut cea mai tare trupă de bodyguards, ce să există acum? Erau bodyguards de mai unul și unul. Era unul care de la piept făcea 130-140, pe cuvântul meu. Bruno îl cheamă, Bruno Ferraru, fusese sportiv. Și alții și alții și mulți alții. Deci era tot organizat ceas. Când s-a refăcut jocul, repet, peste 2 ani de zile. Și a văzut mașina. Mașina, zice, a fost o mașină acolo. Era o mașină modestă, foarte scurt, eram înnebunit, o țin minte, albastră, așa. Și ce caută mașină? Erau toate mașinile lor, erau spanioli, mai era un Rosendo Valenzuela, care era director și el cu Vasile acolo și
țineau jocul tare de tot și așa, și mașinile mai veniseră și niște spanioli, erau numai mașini bengoase, era mașina lui Țociu și așa mai departe. Și a apărut și aia amărâtă, zice, păi ce-a lui Geo? Oh, și m-a chemat. Ce mașină vrei să-ți iei? Păi zic, aș vrea să-mi iau, vorbisem de fapt, că eram, nu știu ce combinase făcuseră ei cu, zic, cu Cielo. Da. Cu mașinile astea care erau, cum se cheamă? Deurile. Cu deurile, cu toate astea. Și așa mi-am luat și eu atunci o mașină mai ca lumea, cu ce? Cu zic, cu leasing. Dar am plătit eu la leasing. Și mi se pare că ultimele patru rate sau așa ceva au dat ei. Dar rest, deci mi-am luat mașină, că m-am schimbat-o și asta e ceva. Dar deci n-aveam cum să mă îmbogățesc. Crede-mă. Și asta cu zile, domnul Geo, care a devenit și cu, ne-a scos din foame. Aia e faimoasă. Domnul Geo, ne-a scos din foame. Asta cu domnul Geo trebuie să recunosc că a venit la un moment dat, tot ne gândeam cum să schimbăm. Vreau să spun că erau foarte preocupați. În fiecare săptămână aveam ședințe, aoleo, și marțea, și miercurea, și joia, cu stângă, cu spaniolii, cu Tudor Vasile. Ce să facem? Cum să facem? Ce mai... Bun. Cum să mai îmbunătățim? Că multe s-au inventat cu biletele astea gratuite, cu tichetele gratuite, cu toate astea. Au fost invenții al Bingo Europa. În fine. Și... Scuze-mă. Într-o ședință din asta, la un moment dat, zic, nu știu dacă vă place. Mitoșerul a venit cu ideea, Mitoșerul care la început a fost... recita textele. În fine, pentru că eu l-am ales, ce să spun, că a fost concurență și cu Dan Negru, la un moment dat a fost propus și Marele Blond, cum îi zic eu, prezentat la Antena 1. Brenciu, da, a avut idee bună, într-adevăr, dar eu i-am impus nu pe Mitoșeru, ideea care a fost, dumne, să fie un băiat curat de sus până jos, care să inspire încredere. Că lumea e suspicioasă, mai ales la jocuri de noroc. Hai să inspire încredere, hai să căutăm un băiat. Și așa l-am găsit pe ăsta. Prin acel Angel Stoian, impresarul tati, și prin Mirabela Dauger, care mi l-a recomandat și mi-a spus, bă, zice, ăsta la... Odată Dor Octavian Dumitru în turneu în Israel s-a supărat și a zis, eu nu mai apar, că nu s-a înțeles la bani, și l-a făcut Mitoșerul, a zis că el e Dor Octavian Dumitru și a avut succes nebun. Și așa. Ei, și revenind, Mitoșerul a zis, mă, Negiu, zice, mie îmi place aia, domnul Geo, mie îmi place aia, ce? Loredana, zile Loredana, hai să facem aia. Și le-am spus la oameni, da, domne, bună idee. Și așa s-a ajuns la toată asta, devenise un fel de refren, da, mai ales când era cu numere de extra, da, zile, domnul Geo. Ce fetele cântau. Am avut și regizor bun, Lucian Marinescu a fost, nu știu dacă l-ai prins din antenă, întâi a fost Rădoacă. Și aia când ne-a scos din foame, alea erau naturale. Da, alea au fost pe bune. Păi da, au fost și păsanii din astea. Mergea și pe la mare, că era cu zile, domnul Geo, să făceau... Păi atunci a fost când, da, a fost în anul ăla 2000. Și de ce a murit? Nu, dar în anul 2000 ăla, sala din Mamaia, ce putea să fie acolo, și a ști că atunci am stat la cel mai mare hotel, de-abia se făcuse ăsta nou, zic cum se cheamă, cu arabul. Fenice. Majesticul. A, Majesticul. Da, Majestic, ce eram, aveam cheile la cameră, aoleo. Zile, domnul Geo, da. Da, a fost. Compania Marilor Spectacol organizează Zile, domnul Geo, să mergea pe... Păi nu, pormă mai avut, da, cu acest Angel Stoian, am urcat și pe scenă. Da, au fost mulți. V-ați adus aminte de cariera de actor. Bune. Nu, păi dacă mi-au zis că nu știu ce, că de la public, în fine, nu prea... Și de ce a murit? A murit firesc. Nu mai era interes, nu mai erau bani, erau și criză. Au încercat niște soluții absolut, am mers până la limita absurdului. S-a încercat și în Spania, când dacă vrea să câștige, să dubleze premiul, nu mai știu foarte exact, a venit spaniolul cu ideea să se tundă în cap, s-a tuns o femeie în cap și lucruri îngrozitoare, după părerea mea. Eu n-aș fi făcut așa ceva. Da. Au încercat toate variantele. Știi că am avut și altă formulă, fără Țociu Palade, cu Monica Davidescu, mare actriță a Teatrului Național, soția lui Temișan, și cu Anca Țurcașiu. Și atunci, adică s-au încercat fel de fel de soluții. Nu mai mergeam. De-aia, cei care au încercat, pormă, Țârdea, cine a mai fost, pe urmă, să facă Micula și așa mai departe, la alte televiziuni,
alte posturi n-a mai se dusese deja. Era și, cum se cheamă, e nebunie a momentului, plin de momentul. Stăteau oamenii așa, a plecat și scria pe spate la metrou. Spun că nu mai aveam, nu, se duceau serii, știi că erau niște serii, dar nu puteai să faci oricâte serii, știi că să iasă numerele respective, nu mai țin minte, 1926 de cartoane într-o serie, nu știu câte serii făceau, în fine. Nu mai erau, la un moment dat n-aveau tipografia, nu mai făcea față. Au fost probleme, dacă s-au spart geamuri, nebunia lumea să intre în sala aia și să pune mâna pe un bilet. E în legea firii. În legea firii și, repet, cred că s-a greșit și din punctul ăsta de vedere, dar continuarea, lupta cu Loto a existat întotdeauna. Corect, corect. N-ați venit cu mâna goală, ați venit și cu niște pozuțe, dar am rugămintea să le punem și să le și comentăm. Sport 21. Da, sunt și eu acolo. Uite aici. Da, lângă aici. Gabi Arsene. Aia, frumoasele. Da. Și lângă Marius Năescu. Da. Domn Predoșanu, ia uitați-l. Predoșanu, aici, da? Da. Dar eu vă arăt unul și nu-l mai știți cine e. Ia. Lângă Marius Năescu, cine este? V-am prins acolo. V-am prins, uitați-vă bine. Nu știu. Știți cine este? Marius de la Fotbal Internațional. Stăteam vis-a-vis de biroul, el stătea vis-a-vis de biroul meu, Belgia, Olanda, prieten cu Viorel Moldovan. Da. Am recunoscut anumit aici. Da. Cine uite ce păr avea. Nu? Da. Morcovescu, Meche. Dumitru Mihalache, da. Și cum îl chema? Mătăsăreanu. Radu Mătăsăreanu, organizează, și organizează turnee acum. Face turnee în Antalya și în toată România de fotbal juvenil. Mi-a spus, m-am întâlnit cu el și mi-a zis că vrea să căsătorească cu turcoaică. Să stă toată ziua în Antalya. Da, e clar. Da. Redacție, da, aveam și noi cu fursecuri, cu Fanta, cu apă cu tuneric. Eu știu, dar cu ce ocazie a fost? La un an de zile sau ce? Probabil. Aici e o poză dragă sufletului meu, știi? Unul cei mai mari ginecologi din România din toate timpurile, Bogdan Marinescu, cu povestea lui fantastică, ministru în guvernul roman, ministrul sănătății. Știi care e super poanta? Tatălui a fost ministrul sănătății pe vremea aia la altă. Aici la Inter sau unde e aia în spate? Da, era o recepție ceva de la Sport 21 și cu Mișu Filip, care era omul cu volei de pe la Rapid și care era unul din acționarii ziarului, care au fost la început și pe urmă a rămas decât Dumitru Dragomir, de fapt pe numele doamnei Vica. Da, hai să mai vedem. Ei, asta chiar e istorie. Deci dacă o luăm de la stânga de acolo, Constantin Firenescu, Aurel Ceneagu, redactorul șef, un puștiu redacției, aici e oțelea, venise în mijlocul nostru, Gheorghe Nertea, Gheorghe Nicolaescu. Și se vede ceva de acolo, cred că e Mircea Ionescu, după cât Mircea Ionescu. Cred, nu știu foarte exact. Da. Așa se purtau ziariștii sportivi la costum și cravată. Da, a fost o solemnitate. Știu, dar de obicei așa erau. Cum să nu? Păi nu puteai să te duci oricum altfel cum. Mă aveai de face cu tot felul de organe, de partii. Asta e poză grea. Asta e poză grea cu cei, cu doi dintre participanții la turneul lui Siriac, Octavian Andronic, șeful Libertății după Revoluție. Corect. Și Adrian Sârbu, și care a făcut Revoluție. Dar cu un an, doi s-a stins Andronic. Din păcate, da. A fost un caricaturist eminent, ziarist bun și corect, să știi, un om corect. Și domnul Sârbu. Domnul Sârbu a vrut să mă ia în avion, eu abar n-aveam cine e, când am plecat prima dată cu toți patru cei care ți-am spus mai înainte, în avion s-a așezat lângă mine. Dar nu te duse drumul la pro. Nu, în 1990. Nu te duse. Domnule, zice, știți, eu aș vrea să fac și eu un ziar, dar la cai. Știți că am niște cai la hipodrom, la Ploiești, am luat niște cai. Și zice, mie îmi place dumneavoastră. Nu-mi place de altcineva. Zice mie, nu, cred că era 91-92. Cred că nu mi-a explicat altfel pentru că a apărut deja sportul românesc, da. Și zice, nu vreți, sau 91 am plecat prima dată cu ei, nu contează acum. Zice, nu vreți să mă ajutați să veniți, să nu știu ce, că pe noastră v-ați vrea să vă țin aproape. Eu am de gând să fac, uite, vă spun ceva în premieră extraordinară, ce vreau să fac un imperiu media.
păi cine ăsta Imperiul Media? Nu știam eu că el a fost prins atunci la Revoluție în sediul CC-ului, că a filmat caseta cu povestea aia. Pe unde să știu? Cert este bref că după ce ne-am întors, m-a căutat, m-am dus la el, am făcut de vreo două ori, m-am aranjat programul ăla pentru cursele de cai, dar trasele așa pirograf, erau niște, nu era program propriu zis. Și pe urmă i-am spus, nu vă supărați, nu mai, așa, zice, da, dar veniți la canal 31? Da. Sau 31. Dacă, 31. Unde e acum? Pro, da? Zice, veniți acolo, dacă vreți, citați că domnul Ilie Ciurescu îl predesc, sunt niște tineri care o să dau drumul la un mare, tot uitam, mare, așa, Imperiu Media, și zice, veniți acolo, zice, și le mai spune dumneavoastră din experiență, zic, dar cine sunt acolo? Zice, a, sunt unii, nu știți, sunt cei noi care vor fi, Andreea Esca, bă, Brunet, cum îl cheamă, care prezintă știrile de dimineață. Hai, Dedu. Mihai Dedu și cel care a fost și director la un moment dat. Da, Costi Mocanu. Costi Mocanu. Ei au fost acolo, pot să spună că... Și am fost și eu de câteva ori, m-am înțeles bine cu domnul Ciurescu. În fine. Deci asta și Sârbu a fost corect, da? Eu n-am avut încredere. Corect. Formă de asta s-a reorientat și bine a făcut. Asta este o poză dintre cele mai dragi. Scuză-mă. Deci... În short, că așa mergea tot timpul, Gheorghe Dimeca, care avea niște șosete foarte speciale, i le-am ascuns odată într-o deplasare la Roma și ce scandal a fost că i s-au furat șosetele. Lângă el este Stella Pura, mare talent, mare, dar din păcate numai la juniori a fost mare campioană. Tamara Costache, prima campioană mondială, Madrid, 1986, de 23 august, prilej pentru a transmite o cronică ca în filme. Noemi Lung, care și a ajuns una din cele sportive românești. Și dumneavoastră cu un reportofon. Eu cu un reportofon și Mihail Gote, proieșteanu, care și el s-a stins destul de repede, antrenorul Tamar. Foarte tare. Asta unde e? Cred, s-ar putea să fie chiar atunci la Madrid. Nu mai știu. Nu mai știu. Dați reportofon șmecheros? Păi ei, ce să fac? Reportofonul ăla... Bine, da. Ele n-aveau în ce să fie în altceva. Știi că primul aparat la sportul, deci totul luam telefoane la mână. Da. Numai că la Olimpiada din 76, de exemplu, aveam voie să vorbim la telefon 3 minute. Ce să iei în 3 minute de acolo? Îți dai seama cât făceam de aici și din, cum se spune, din burta. Da. Plus că mai ne întreba Neaurică sărac cu care erași puțin bâlbuit. Până apuca să spună... Așa. În sfârșit. Deci primul aparat, după aia l-am făcut, eram președinte sindicat. Ah, da. Asta trebuia să-ți precizez, că am fost ales președinte sindicat, am avut treabă cu partidul, am fost ales președinte sindicat și am reprezentat cu cinste la adunările presei, unde am putut să mă fac cunoscut și agreat, pentru că luam cuvântul, eram pus să iau cuvântul în fiecare an să vorbesc despre gândacii care aleargă prin tipografia din Brezoianu. Da, ca, lider de sindicat. Dar, ca președinte sindicat, vreau să spun că am făcut și acest lucru. Am făcut rost, nu știu cum și nu m-am întrebat, de un aparat de înregistrare. Da, se apăsea pe un buton. Puneam pe bentuză pe telefon și puteam să înregistrez. Și cu casetuța aia mică. În 3 minute ce puteai să transmiți? Chiar în 3 minute alea, dacă de la, era mai bine. Corect. Aici cu doi cei mai mari fotbaliști din toate timpurile, știe toată lumea. Liță și cu... Bineînțeles că Dinu trântise ceva și luase fața serioasă și noi râdeam, dar ne prăpădeam. Da. Ce poză e asta. Da. Deci primul interviu, repet, al lui Liță Dumitru. Mai mare cu un an. Ei, aici vedeți personajul mustăcios, cred că e de recunoscut. Domnul Pumnea? Ce nu știe lumea este că acest personaj mustăcios a organizat prima dată în România tenis la nivel, ca organizare la nivel de turneu, dar n-a fost un turneu, a fost un meci România-Marea Britanie, în care ne-au spulberat, ne-au făcut așa, el a organizat și pentru prima oară el a adus Pepsi la Progresul. Ma. Pe gratis. Erau niște mașini mari din, de la spate, de acolo se dădeau la doză. Era o nebunie, o îmbulzeală și mai erau și tot felul de pungulițe. În sfârșit. Și asta e poză, mamă, și asta. Cu Puiu Iordănescu, marea mea mândrie este că am reușit să îl împac la un moment dat, că nu se mai împăcau când el era secund.
la Steaua să-l împac cu Ovidiu Anițoaia, iar pe urmă el avea să fie la, am fost la o nuntă la patronul de la Doi Cocoși și era și el la nuntă și a rămas foarte uimit de calitățile mele de dansator și a zis că mă spune la presă cum putea să dansez, că eram cu nevasta Luțiții Dumitriu, care a fost balerină de meserie. În sfârșit, am avut relații foarte umenești. Viața capitale, da. Pe anul 1990. Mă bucur că imediat. Mircea Micu. Mircea Micu. Și domn primar. Și cu domn primar, cu care am avut iarăși o relație excepțională. Nu pot să... Da. Și că a scris o groază de cărți și el, vai de cap. Cel mult dintre cei mai longevi primari. Da, 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 da. Dar s-a stins și dumnealui, parcă, sau greșesc. Nu, nu cred. Nu s-a stins, nu? N-am auzit, nu cred. Nu, nu vreau să greșesc, da. Asta trebuie să spui, că eu înțeleg mai puține. Păi, dar eu, nici eu nu înțeleg din vorba noastră din Baleareză, văd că e primăria din Montuiri. Uite, vezi, în 2008. Da. În mai 2008, da, nu te-am mințit. Și că domnul așa are domiciliu. Ce cu nu, da, dar eram, cum să spun eu, un fel de flotant, nu știu cum să zic. Pentru că cu această hârtie... Eu mergeam din Montuirii, din comuna aia unde era hotelul și așa, mergeam în oraș, în Palma, mergeam cu autobuz, cu, era un autobuz, făceam 50 de minute, o oră, și mergeam, plăteam jumătate cu acest bilet. Deci am eram cetățean de Montuirii, asimilat lor. Am înțeles, și plăteam jumătate biletul, nu te supăra. Da, foarte tare e asta. Da. Hai să mai vedem. Da. Amintire dragă cu domnul omul care a făcut binele, care a făcut brezlei astea de jurnaliști profesioniști, în care e bine să te crepezi, să te înscrii. Da, da. A murit și el foarte tânăr, dar a fost un tip atât de neobosit. Eu l-am cunoscut, era corespondent de Reșița, a venit atât timpul la domnul Macovei să consulta. Pe urmă l-am văzut pe marginea bazinului, la gimnastică, la atletism, dar pe marginea bazinului de not, crainic, făcea și pe crainicul. Și el a fost crainicul, iar rozieristul, cred că atunci a fost la primul record mondial din istoria natației românești, în notul românesc, Tamara Costache, la bazinul 23 august. În acel august, înainte de campionatele mondiale, în care avea să câștige și titlul. Și atunci a fost recordul mondial și mare bucurie. Crainic, cum scria. Da. Știi că a făcut și post de radio, a reușit să facă în Caransebeș post de teritorial de radio acolo, unde a fost director. Da. Ia uite aici. Avea și un trandafir. Nicu Constantin, îl vezi, da? Să vedeți jumătate ochelarul. Da. Era Tititeașcă, care mă ține de gât. Vezi cu cine? Adică nu lucram așa oricum. Tititeașcă, bă, băiatule. Să ți spun așa? Deci vezi că jos Alexe, Adrian Ionescu, Dumnezeu să-l ierte, Gheorghe Nicolaescu, Gheorghe Nertea, nu mai știu cine, Popescu, Mihai Popescu, da, nu mai știu, Trancă, Aurelian Brebeanu, Ioan Chilom, Constantin Firănescu, Răzvan Mitroi. Mamă, Mitroi tânăr. Aici este o altă mare figură, nu e Radu Călin Cristea? Nu știu. Radu Călin Cristea, nu știu. A fost la Europa Liberă. Ioanițoaia, nu mai știu, Modesto Ferrarini sau... Modesto și domnul Dumnezeu să ierte. Și ce bun era Radu Călin Cristea. Dar aici jumătatea asta de pus. Nicu Constantin. Da, erau meciurile alea faimoase, artiști. Am jucat la o sală, la sala polivalentă, nu știu ce demonstrație, tot cu actorii jucam noi mereu. O sepie, așa, un color, pozuța. Da. Era sportiere. Da, eram portar titular. Floare. Și asta la fel. Ca așa, la fel. Antrenor Adrian Vasilescu. Nelu Chilom. Da. Dar nu mai știu, Victor Niț, adică tot Trancă. Iar domnul Ovidiu cu ochelari e... Uite, Radu Călin Cristea, ți-am zis bine, cu Vasilovici, Lorin Vasilovici. Și aici sunt băgați intercalați adversari. Da. Uite-te câtă lume era în tribună. Da, nu mai știu dacă era Slobozia, Videle. Uite-te și aici, uite Aurel Ceneagu. Aici Aurel D. Neagu. Neagu, fotograful. Tu Aurel C. Neagu, că el la săracu a trebuit să se înveți Dragoș Neagu. Saci întregi de fotografii. Omul cu boxul, tot dintr-un alt Slăbozie. Acum îl chema, doamne, Mișu. A scris el cărți cu boxul. Mișu. Da.
Amintiri, amintiri. Și de Adrian Vasilescu, repet, cel înalt, da, cu cămașa descheiată lângă Victor Niță acolo, care era, noi le consideram un fel de director tehnic, el făcea schimbările. Cel mai mare statistician care a existat în fotbalul românesc, de departe. Oi, ce Adrian aveam. Da. Aici, cu cel mai mare ruibist dintr-o anume generație, cu Mircea Paraschiv, capitan, da, și așa mai departe, tânăr, dar am impresia că eram la patinoare. Ne-am dus la hockey, cred. Nu contează, asta contează Mircea mai puțin. Paraschiv. Da, la hockey era precis, era patinoarul. Da. Da. Când era patinoar. Asta pot să mă mândresc cu ea, una în cele mai scumpe sportive care au existat, dragi mie, scumpă în sensul de fată minunată, Lavinia Miloșovici. O mare campioană, din păcate, încercată, da, urât pe urmă, da, de viață. Da, și... da, 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 da. Dar era o drăguță și o sportivă formidabilă. Ei, aici, da, dacă era fănuși neagul, ce puteam? Ne tăvăleam pe jos de râs. Deci, Dan Claudiu Tănăsus cu neafane și aici Ioan Dulugeac, care a fost unul din organizatori, cu Hergelia lui. Ioan Dulugeac în sulche, avea cai. Știi că m-a băgat și pe mine pe un cal, pe un sfert de cal, pe alt sfert de cal era Dumitru Octavian Vintilă și nu mai știu cine. Și m-am pomenit acasă că vine de la percepție, de unde naiba a venit, că am de plătit o văzu, nu, aveam de plătit hrana la cal. Tu ne vorbești serios, lasă-mă în pace cu caii tăi, dar el băgase pe numele meu. Da, imediat după Revoluție, noi nu știam ce înseamnă aia. A, nu știu. Și, păi. Aici a fost o sărbătoare după o olimpiadă. Doamna Lia Manoliu aici, în dreapta? Doamna Lia Manoliu, trebuie să mă ridic în picioare, semn de respect. Și acolo domnul Stolojan? Domnul sau Stolojan, nu văd eu bine, era, da? Da, era aici. Aici era, pe vremea, mi se pare că era prim-ministru și aici trebuie să fie ministrul sportului. Nu mai știu cum îl cheamă, Octavian. Da, Vintilă, da. Alături, niște somitări și aici este și Perco, cel care a fost înainte la Octavian. Da, care a fost românul, da, reprezentant în CIO. Mare lovitură a dat-o pe urmă Octavian Murariu, el de-al, da, doilea mandat, șef de comisii. E și președinte la Federația Europeană de Rugby. Da, da. Figuri uriașe. Deci, iar doamna Perco, Lia, da, vreau doamna să Lia spun... Aici. Mai am timp să spun foarte pe scurt. Doamna Lia Manoliu mă cheamă într-o zi, 1986, și zice, mă, Raeschi, cum vorbea ea așa mai încet, aveam mâinile, vai de mine și de mine, săraca, da, uite să-ți vede pe mâinile ei, dar le-a întoars așa, s-a chinuit mult, a fost foarte bolnavă. Și zice, mă, Raeschi, zice, era președinte a Comitetului Olimpic, da, Român, mă rog, sau vicepreședinte, că era președintele, era șef președintele CNEFS-ului, nu contează amănuntul ăsta, dar ea ține acolo, cu Titi Mogoș, în antecameră. Și mă zice, e Academia Olimpică. Asta se întâmpla în iunie și în iulie era Academia, sau august, era Academia Olimpică la Atena, pe jocurile. Și zic, da, zice, tema este sportul și cultura. Zic că Victor Bănciulescu e perfect, doamnă. Zice, păi da, Victor Bănciulescu va fi lector. Că din multe țări se va preda acolo, lector, va preda acolo. Zice, tu vei fi participantul din partea noastră, împreună, zice, mă gândesc la Emilia Eberle. Dar caut-o pe Emilia Eberle. Am căutat-o, n-a putut să vină, nu mai contează. Cum am plecat cu nuții Elena Frâncu, o mare handbalistă, vicecampioană mondială, da, care pe urmă la Constanța. Care pe urmă a ținut în mână ca 10 bărbați sportul constanțean. Și așa am ajuns la olimpiadă să văd la 100 dacă... de ani. Da, nu, nu era 100 de ani. Păi cum, dacă era 86? 1896-1986. 1900 de ani. Că da, 96-86, 90. Corect, a fost în 86. 86 de ani, mă, nu mă speria că ceva știu eu. Că... Erau 90 de ani atunci. Și am fost acolo, da, și... ce să spun, era, a fost prima, atunci a început căldurile mari și în România, dar și acolo am luat o căldură, nu mai puteam, bine, nu mai Atena, puteam. În august e veselie. Noroc că aveam fântânile alea, pentru că noi aveam 2 dolari diurnă, da, și era 2,50 Pepsi sau cola sau ce mai era acolo, nu mai zic de bere și de altele. Mamă, cum să trăim? Mamă. Dar românul e născut deștept. Într-o seară hai să pleca în grupuri în sat. Știi că asta e izolat, e undeva afară, în fel de cazarmă, în jurul stadionului pe care s-a alergat prima dată Dromosul și așa, da, mai departe, da, da, știi? Și cam internat cu paturi suprapuse, în fine. Și să pleca, treceai printr-o pădure ca să ajungi în sat. Era ceva drum. Mă, și de la București,
când am prelucrat, Victor Bănciulescu, care era un tip foarte pedant, printre altele, extrem de cool. Făcut lucrarea de diplomă după cărțile dumnealui. Poftim. Particularități ale limbii presei sportive. Senzațional tipul. Zice, notează. Și printre altele, ce mi-a dat ce să-ți iei și lanterna și nu știu. Și cu lanterna pac, pe acolo, s-a nimerit în pădure ca în grupul ăla să fie doi americani. O rusoaică, o campioană mondială la patinaj, o nemțoaică, adică niște personalități mari. Și eu cu lanterna toți după mine. Pac la restaurant. Când ajungem la restaurant, ne așezăm, comandăm, nu știu ce, ăsta, americanul era unul mai solid, zice, tu ești invitatul meu, ne-ai scos din foame, cum era, da. Ne-ai scos din încurcătură, era întuneric, beznă. În fine, am mâncat pe grație. Bun, am plecat, a doua seară, vine americanul la mine. Ce o face în grupul? Hai. Hai cu lanterna! Hai cu lanterna, gata, iau lanterna, mă duc și cu nuții după noi, și ajungem la aceeași tavernă, eu, dar mă, câteodată știi, ai ceva în tine, o chemare, o ceva. Zic, hai mă să mergem tot acolo de-aseară, că a fost drăguț acolo. Nu să schimbăm, hai mă, luați-vă și după mine, că l-am văzut pe ăla. Mamă, și când m-a văzut ăla, m-a luat deoparte, tu ești șef la grup, vorbea, știa și ceva românește, în sfârșit. Și tu șef la grup, da. Dacă tu a dus grupul aici, tu mă bereu mânca pe gratis și uite, acum îți dau și o sticlă de șampanie și nu vreau o șampanie, dă muzo din ăla, îți dau trei din alea. Și uite, așa am reușit, n-am plătit niciodată toate restaurantele alea, dar cea mai tare întâmplare, astăzi de ale vieții valuri, cea mai tare întâmplare trebuia să ne producem. Deci erau secțiuni, făceam și la un moment dat se făceau grupe. Ce faceți fiecare? Trebuia să susținem, să vorbim, să dezbatem. Și noroc a venit un tip care era regizor la Royal Company în Londra și eu m-am înscris la teatru. Ce știi? Și zic, monologul Hamlet, ca să-l dau gata. Ia zi. Și încep în românește. Și zic, genial, bravo! Monologul în românește, bravo! Gata, hai să ne pregătim. Și m-am pregătit cu omul ăla. Ce mi-a făcut? Când m-a întins? Când m-a lucrat? Am înnebunit trei zile. Dar aveam asigurate Pepsi tot, avea grijă să-mi aducă. Da. E bine, și m-am suit. Bă, vreau să spun ceva. Era un amfiteci în fața localului ăsta, unde se ținea sesiunea, unde era și bărulețul ce era acolo. Era o mare faleză, așa, cum se cheamă, un pătrat așa de piatră, bănci peste tot, întuneric acolo, aici erau reflectoarele așa și se produceau. Erau ăștia cu arte marțiale din Taipei și așa mai departe. Alții mai spuneau, mai cântau și urmează un moment anunțat și urmează un moment cu totul inedit, monologul lui Hamlet în limba română. Mamă, și când m-am dus acolo și când m-am văzut, norocul meu că nu m-am uitat prea mult. Și am început, în lumea plină, nu, a fi sau nu fi întrebarea, mai bine e să suferi stoic soarta, ce stă împotrivă cu săgeți și pietre, ori să înfrunți, și dai și dai, și m-am blocat. M-am uitat în clipa aia la cineva, am făcut prostia asta, m-am uitat la nemțoaică, cred, era Evelin Ial, o mare campioană la aruncarea suliței, cu care dansasem cu o seară înainte și nu știam cum să scap mai repede, că avea niște brațe așa, și m-am uitat la ea și m-am blocat. Și am umblat până la trei, nu mai știam nimic. Și în loc să continui monologul și lumea plină de urmări, eu sunt un om pe niște scări. În sus ce e, în jos nimic, în jos ce e, în sus nimic. Dar liniște, căci iată-o pe gingașa Ofelia și am făcut încheierea. Liniște totală, zic, aoleo, am ieșit. Păi și când s-am pornit niște aplauze, care a fost ponta? Eu sunt un om pe niște scări, e poezia lui Păunescu, da. Marea mea, draga mea, una cel mai mare poezii din istorie, cu care peste ani aveam să am succes și până Ara, nu știu unde, într-o deplasare organizată de Cornel Diaconu, da. Ca să vezi ce e viața, știi? Și așa m-a salvat Păunescu și acolo, în momentul ăla Păunescu de blocaj, și Hamlet, da. Păunescu și Shakespeare. Hamlet. Marele maestru. Da, aici, clar. Cu Adrian Vasilescu, de care povesteam, statisticianul. Vai ce tiner eram și el ce hâtru era în permanență. Da. Uite cum umbla cu foaia de hârtie pe care avea trei rânduri scrise. Da. Ce cărți a putut să facă? E cel mai mare din toate timpurile? Ca scritură, da. Ca scritură, da. Sport,
N-aș putea să spun. Știi ce se întâmplă? Fenomenul ăsta, sportul în sine, o cronică a unui meci presupune altceva. Cronicar n-a fost. Nu puteai să te iei după trei notițe. El picta, el cânta când scria. Da, nu era cronică. Și cronicar cu care în asta să fi interacționat sau să-l fi cunoscut? Cronicari mari? Da. Pentru că de ce vă întreb? Pe vremea cronica era cronică, nu ca acum. Că se face minutul și scorul și live-ul. Păi era totuși minut cu minut, nu știu cum era, descrierea scorului, era caseta tehnică cu note acordate. Cu revenire, marțea și până miercuri. Păi au fost foarte mulți cronicari foarte buni, unul foarte serios, dar un om, din păcate, foarte strict așa și prea rigid, acest Radu Râzicianu. Dar cronică și toate așa, el n-a ținut nimic. El a rămas celebru când după un meci la Oradea era vestitul Horia Cosma, dacă știți, ținea echipa aia din Oradea și el s-a dus la nu știu ce meci să scrie și a plecat cu avionul, că aveam dreptul să mergem cu avionul în deplasările astea lungi. Nu mai țin minte exact limita. Diurna era 18 lei, cu care, dacă ne bazam pe aia, din nou, că întotdeauna gazdele ne știau să ne primească. Nu era cazul la mine la fot, când am fost cu fotbalul mare, dar am fost cu alte sporturi și am beneficiat din plin de atenția gazdelor, dar la masă, masa cu arbitrii, că se organiza masa arbitrii, organizatori, din partea oaspetelor câteodată, niciun fel de problemă. Și Radu ziceam la masă, la un moment dat zice, cui plătești? Vine cu biletele pentru întoarcere. Cineva din partea gazdelor. Și Radu Râzicianu se uită, 320, mă rog, cât o fi fost, zice, cui dau banii? La care Horia Cosma zice, se poate urmă ca asta? Se poate? Nu mai vorbiți așa tare. Puneți-mi... A stat el ce a stat, s-a ridicat nervos, banii respectivi nu erau 300, cred că erau 100 și ceva. A luat, a trântit banii pe masă, aceștia sunt banii ziaristului Radu Râzicianu, care niciodată nu e corp. Și a plecat de acolo la masă. A stricat piața, cum să spun. Da, săracii arbitrii, toți. Scoteau. Aveau bani negri. Asta aici era birou. Aici la Sport 21? Uite-te ce birou. Pe ăsta mă certați aici. Da? Pe scaunul ăsta. N-aveam loc chiar aici, că stăteam un pic mai... Da, uite-te ce birou. Cât ai birou. Apropo de sechelariu. Cum să nu mă gândesc cu... indiferent de nebunile lui, de ce a făcut pe urmă. L-am rugat frumos să-mi facă mobilă, că n-avea mobilă. 25 de milioane. Zice, dar să-mi dea un avans. Și a dat avans 2 milioane. Și alea au rămas plata. Asta era birou, da. Asta era birou uriaș. Ăsta a fost biroul Suzanei Gâdea, șefa... Da, Suzanica Gâdea, la cultură. Consiliului Culturii și Educației Socialiste, ce am avut, Doamne. Suzanica și aici făceam Gâdea. Ședințele, foarte rar. Și în Dizoman am fost, aia nu pot să mă acuz. Nu mi-a plăcut niciodată. Nu. Mai veneam, am venit până în redacție de câteva ori. Da, e rar. Rar. E, asta este o poză de calendar. Aici ați prins un calendar. Am prins un calendar pentru că e scos de Asociația Internațională de Rugby, în care marele animator este Marin Ionescu, cel care a scris eseu cu Sara Gardner în 79. Aici este Gigi Varzaru, Braga de la Steaua, Ioan Bucan, prietenul meu, Costică Florea, marele antrenor Teodor Rădulescu, de Marin Ionescu am zis, Gică de Răban și el s-a prăpădit de vreme, și una dintre cele mai mari figuri, nu numai din sportul, din rugby, din sportul românesc, Mircea Ortelecan, Mircea Urtelecan, care a fost cadru universitar, acum, din câte am înțeles ultima dată, chiar profesor universitar. El era lector la Institutul de Mine Petroșan și juca rugby. Și venea la echipa națională, dar asta n-a jucat mai mult decât Munteanu. Se bătea cu ele. Munteanu era mai zvârlugă, ăsta mai serios, mai acolo, capul jos în grămadă, din cauza că el trebuia să ducă și făcea chiar cursuri. S-a ținut de meserie. De școală, cum se zice. Așa au dat rugby, da. Ce amintiri. Aici cu prietenul meu, Gheorghe Dimeca, cel care a făcut școala de la Baia Mare. Ce se întâmplă? Adrian Vasiliu, ai promenit acest nume mai devreme. Suna telefonul, mă iertați pe fix, cineva de la Viena,
care credea că, nu care credea, era fer convins că este o greșeală într-un anuar care vorbea de un meci, cred că URSS Ungaria, aia când s-au bătut ei și s-au umplut de sânge, cred că pe la Melbourne în 56, cred, nu știu, de polo, și îl suna pe domnul Vasiliu să-i confirme prima echipă a celor din URSS. Nu eram acolo, zbănui real. Și spunea, nu e domnule Mihailov. No, Mihailov. Și închidea și zicea, m-au sunat că au simțit că este o greșeală. Dar Nea Adi le avea în cap. Ăia citeau după ceva acolo. Nea Adi le avea în cap. N-am că a scos statistica. Nu. Eram acolo, eram partea de... Se făcuse liniște și se certa, că știți că avea stilul ăla așa de așa. No, it's not Mihailov. Putare nu știu ce și îl certa pe ăla. Bă, să-ți spun eu care au intrat primii în apă. Ei avea un dubiu la ceva, nu știu. Un meci. Cred că 56 Melbourne. Formidabil. Da. Ei, nu se punea problema. Deci el scria polo și înot, Biță Stânculescu scria sărituri, toate cele trei sporturi erau într-o singură federație, Federația Română de Natație, cu Nea Mihai, până Lucian Dumitrescu, secretar general. În 82, spre sfârșitul 82, cred, Adrian Vasile, fratele lui rămăsese. A rămas în Australia și a dormit în Neadi a dormit în casa de bilete a stadionului 23 august. Pentru că îl dăduse afară inclusiv soția sau ceva. Ei, nu mai știu exact. Nu mai avea dreptul, nu știu dacă a fost dat afară de la ziar. L-a dat afară de la ziar și... Nu se pare că i-a fost suspendat. Și soția știu că a dat din porți sau ceva. A avut probleme mari, săracu. Eu n-am nicio vină. Dar el ne mai scrie, m-a chemat șeful de secție, nici nu mai știu cine mi-a zis, sau chiar redactorul, și mi-a zis, ce o zice, prei natația, zice, lasă-mă cu rugby, că și așa, eram un colectiv de rugby, Calimachi, Tiberiu Stama, Modesto Ferarini, Emanuel Fântânean, bătălie ca în filme, eu eram cel mai mic. Cam, că de fapt era numărul 2, altceva. Și Modesto se retrăsese, că un băiat extraordinar, în fine. Și prei natație. Dom'le, zic, știi, eu am făcut, știu să not. Că erau bancuri în redacție, că cronicarul de natație nu știe să noate, Biță Stănculescu scrie basketul, nu, scrie basket și el are 1,20 m. În sfârșit, povești din asta, că Petre Hens scrie box și el are mânuța aia, că avea o mână cu probleme. Da, în fine, și eu. Astea erau bancurile. Și zic, domnule, știi, el a început cu poanta, zice, știi să nu-ți dai, ce, păi atunci gata, te apuci. Bine, domnule, mă apuc și am preluat notul. Și așa am ajuns la Baia Mare, așa am ajuns să-i cunosc, așa am ajuns să fac campionate mondiale, europene. Domnule, lui a dormit, ne povestea că a dormit în casa de bilete a stadionului 23 august. Croastic. Cămeruța aia, ce casă de bilete. Nu mai îmi spune, pentru că... Îmi pare tare rău de el. Sonsonel, îi ziceau că era tipicar așa. Sonsonel. L-am prins, se enerva foarte. L-am prins mult, coleg de birou. A și suferit pe urmă mult sărat. Da. Dar ce vreau să spun, ai uitat în prezentarea aia, să știi că am fost și vicepreședintele Federației Române de Polo, ales la prima federație, după în ianuarie 90, primele zile, 5, 6, 7 ianuarie, într-o mars, parcă, doctorul Drăgan a fost ales președinte și când m-am pomenit, băieții în echipa națională m-au votat, că era și echipa națională votat atunci, atunci făcea federația. Repet, calificat acum la Jocurile Olimpice. Și m-au votat vicepreședinte, mi-e vrea să cred. Deci am făcut totuși ceva în anea de m-au... Aveați alea puse sus la Floreasca cu echipele toate calificate la Jocurile Olimpice. Dar Floreasca știți că acum tot nu este utilizabil bazinul, că nu s-a dat drumul la... 33 ăla care... Nu s-a dat drumul la încălzit. Și bazinul nu era în regulă, că de 33 de metri nu era bazinul olimpic, știi? Sănătos să fii. Doamne, dar ce aici, era... Aici, ia uitați câte reclamă. Da. Ei, aici, Radu Timofte... Dar unde sunteți aici cu reclamele astea așa? Care era la federație... Era ofițerul de presă al FRF. Era ofițerul de presă al FRF, erau sponsorii. Făceam sponsorii găsiți de Oancea, care pe vremea aia era la propagandă, mi se pare. La propagandă. La publicitate. La publicitate. Și el adusese sponsorii ăștia. Asta era la antena aici, un studio de antenă ăsta, nu? 1996, în Antena 1, după campionatul european. Unde am ieșit pe locul 15 pentru că a bătut Croația pe Turcia. Popescu și Hagi, singura emisiune la care au mers cei doi, împreună cu Timofte, care era... Asta a fost norocul meu, era ofițerul de presă al federației și colabora la... Și după aia a fost primul angajat în România. Da? Da.
primul angajat Reuters în România. A, știu. Avea sediul. Era dinainte. Aici, la Bărăție, mai încolo. Era dinainte. Știu, dar primul angajat în România. Dragul meu, el de pe vremea aia, de pe vremea aia, el colabora cu italienii, cu... Ai de mine și... Țineți minte când venea Reuters-ul pe foilele alungi și veneam sâmbăta. Sâmbăta. Când nu se lucra. Da, păi de când putea? Și le tăiam. Pentru că se adunau prea multe. Și venea Reuters-ul. Da, dar n-ai apucat momentul în care... Da, o să se închidă într-un minut, dar altă rezolvă Răzvan. Da. N-ai apucat momentul în care ne-a venit la ziar, că până atunci de cât Ager Press era? Ne-a pus Telex France Press. Cred că tot după olimpiada aia. Și pe urmă am făcut olimpiade și universiade care contau pe vremea aia. Da. Da? Am făcut telefon, cum așa, tot așa, dimineața la ora 7, mă făceam cu... în slip și mă duc, că nu aveai voie să intri, eram biroul secretarului de partid, gata acolo. Știți că noi am prins internetul, acum oamenii care o să uită la noi mi-aduc aminte perfect, eram redacție la Sport 21 și am prins introducerea internetului, 1996, era cu dial-up, deconectai, paginile nu se schimbau. Ce era dimineața rămânea până seara, se schimba a doua zi. Dar știu că eu am rămas cu mașina de scris. Am bătut mult la mașina de scris. Dar nu, dar tu... Aia am verde. Posibil, dar nu știi că mi-a adus calculatoare, am adus două calculatoare. Da, și stătea acolo, în dreapta aveați calculator. Și de două ori l-am deschis. Să și vedem poza. Nu știi că l-am avut angajat pe băiatul Tică Dănilescu, care era ITist, care s-a sinucis. Da. I-am fost sclavul mașinii de scris. Deci așa făceați emisiune cu reclamele astea imense, așa puse pe... Păi dacă așa a fost... Da, dar uite, așa mai țin cuie. Mai... A, aveam un concurs, țin minte, perfect, că dădeau niște genți, sneakers, mi se pare, Snickers, uite geanta, cred că asta era, cred. Cert e că i-am avut, asta a fost emisiunea, dar a avut grijă. Mă duceam dimineață în tipografie la 6, pe jos de la Casa Presei până în tipografie, mă duceam, luam Sport 21 și mă duceam la emisiunea matinală, la Sorin și la Alice, care făceau emisiune la Antena 1, prima, înaintea tuturor, și vorbeam despre subiectele de astăzi din ziar. Nu mai țin minte. Da, le luam cald, era opărit ziarul. Nu mai țin minte. Da, era emisiune matinală. Colegul nostru Cătălin Oprișan... Aici e clar ce de la nuntă. Dar nu e încă nunta, că e 94. Nu e, am fost înainte. Nu e nunta, e încălzirea, e logodna. La Doi Cocoș. Pe care îl demolează acum? Da, Liviu Miron aici, care se ocupa de partea asta, cu ei doi. Atunci am fost foarte mândru, am cunoscut pe Bart, aici fratele meu. Cine a fost nas? Domnul Năstase, nu? Adrianuțu. Adrian Năstase, atunci am fost a doua oară în casa lui. La Cașin? Cum? La Cașin nunta parcă sau la Cașin, la Cașin? Da, și el stătea foarte aproape, dacă știi, în blocul Băsescu și cu Văcăroiu, nu știi, vestita vecinătate. Da. Dar să știi că mie mi-a făcut o impresie foarte bună. Eu îl știu și ca poet, îți repet, i-am publicat în Universul Bucureștiului, a scos Dragomir la un moment dat ziarul ăsta puțin și i-am publicat pozele de pe vremea copilăriei, de pe vremea liceului, i-am publicat în Universul Bucureștiului când el ajunsese deja, era șef ceva, ministru de externe. Și vreau să spun că am fost la el, s-a purtat extrem de politicos, de drăguț, nevastă sau o comoară, nu puteam să o suvăr când vedeam așa, mi se părea înțepat. Dom'le, a dat drumul la femeia de serviciu, ea personal ne-a servit, ne-a făcut cafele, e adevărat că am fost și pentru interviu, vreau la altul interviu ceva, dar el tot timpul zicea, domnule coleg, asta a fost tot. Și ce era să fac? Era președintele Camerei Deputaților. Da, cum putea să zic? Băi, Adriane? Domnule coleg, bine, domnule coleg. Și m-au uluit cărțile, m-au uluit numărul imens de cărți. Ce cărți de valoare, nu mai zic tablouri. Duceți-vă și vizitați Muzeul Hărților și Cărților Vechi, nu? Că mă uit la să se ducă. Strada Londra 20 este donația 3/4 a domnului Năstase. Serios? Da. Pe Strada Londra la numărul 20 este unul dintre cele mai tari muzee din București. Muzeul Hărților și Cărților Vechi. Mă bucur enorm. Un băiat foarte deștept, vreau să spun. Strada Londra. Nu mă bag cu politica, cu asta. Nu discutăm cu telefon pe masă, da? Da, deci acum Răzvan Petrică? Nea Petrică, aoleu, cel mai mare. De box din, și 2400 de cărți. Nea Johnny?
Ioan Cupăr, care i-a săplit. Da, Johnny, imens. Teodor Pogăceanu, care nu știu. La Sport 21, la Sportul Românesc. Nu știu. Unui car de box și atunci mi-a prezentat pe frații Simion, cu care am fost niște... Nu știu de ce să zic. Răzvan Mitroi. Tânăr. În spate, cred că e Cristi Preda, dacă vreți figura asta. Da. Dar n-avea cum să fie Preda. Da, putea să fie, da. Nu putea să stea la... Da, da, da. Intre și stătea acolo. Da. Ceva e ce vrem. Mamă, ne-a petrit. Vreau să spun un secret. Mărturisesc în fața întregii națiuni că a fost singura dată când am fost la masa presei la box. Nu le-am avut. Da. Hai să râs. Putați. Am înnebunit. Nu, dar am înnebunit cu zi, cu Rui Biuna. Da. Am fost la haltere, am fost lângă Nicu Vlad. Știi că am... Dar cred că aveți o poză mai încolo. Cred că am... Uite. Uite, vorbeai de lup și lupul la ușă. Nicu Vlad în albastru, sper da. Că este recunoscut. Da. Aici este un alt mare campion, Vasile Pușcașu, de care vorbeam. Primul luptător. Lupte, luptele da. De da. Și care a condus multe vreme federația. Da, da, da. Da. Istoria sportul ăsta. Iar aici... Geta Damian Andrunache, cu soțul. Actuala vice de la Clubul Dinamo. Da, nu știu, eu nu știu. Așa, actuala eu știu vice, ca mare da. Jucătoare și prietenă. Era da. Într-un cer de prieteni, asta se întâmpla. Cred că era unul din multele revelioane pe care le-am petrecut. E acolo jos, unul. Unu sau e doi. Vedeți că e doi, e da, un Sfântul da. Vasile ăsta. Nu, înseamnă că era, da, dar era după Revelion. E un Sfântul Vasile. Era după Revelion, făcute la zi, la complexul olimpic, la hotelul olimpic. Din, la Piatra Arsă sau unde? Nu, domnule, în Poiana Brașov. Poiana Brașov, că mă gândeam ce a căutat acolo. Acolo am fost de foarte multe ori, da, da, da. Da. Lipsesc soții Lipă de aici. M-am întâlnit acum o săptămână cu domnul Corneliu. Da? Da. Cu ce mai faci un om, l-am mai văzut de mult. Da. Eu cu ea mai vorbesc tot timpul. Ea a avut un moment, știi că printre altele, l-am mai întrebat ce a mai făcut. Printre altele am încercat la un moment dat, am fost și consilier ministerial acum vreo 3-4 ani. Șeful era cunoscutul, pot să vorbesc, da? Da, da, șeful da. A fost cunoscutul Balaș, Cristi Balaș, Cristi. Era șeful consilierilor da, la un ministru, a fost un ministru din Vâlcea. Și prin așa, prin nu știu ce intervenție, hai să mă duc și eu consilier acolo. A fost foarte drăguț, s-a purtat foarte frumos cu mine. După o lună jumătate m-am pregătit și mi-a dat demisia, n-am mai stat. Da, am fost, da? Da. Ei, și vreau să spun că a apărut doamna Lipă, făcea întâlniri, domnul ministru, care acum e senator, e bine văzut, așa, făcea întâlniri cu președinții de federații, să discute bugete și mai departe. Deci o dată vine doamna Lipă, în ușă la ministru, ministru cu secretarul de stat, cu nu mai știu cine era, eu undeva după un colț, cum e etajul, dar după colț, deci pe aici e culoarul, pe aici, apare doamna Lipă, ăia aștepta, ministru face niște pași, o întâmpine, ia o ia la dreapta, că zice, zile domnul, ce o pac pupături, s-a uitat ministru atunci, adică, aoleo, doamne. Asta, relațiile de au fost foarte drăguțe și ea, și am fost, atunci am fost, știi că mergeam și cât un consilier la discuții să noteze, știi? Și am fost și anotat, Doamne Dumnezeule, pus totul, nu faceți bine asta, nu știu ce, forța naturii, într-adevăr. Da, și așa o capacitate, pe la un moment dat conducea și federația, conducea și Clubul Dinamo, am mai fost pe la agenție, până am fost ministru, hai de capul meu, nu știu de unde atât. Doamna comandant. Doamna comandant, da. Dar uite că a avut ambiție și a făcut și un băiat de care e foarte mulțumită, să știi. Masă frumoasă aici. Da. Și știi că ea a fost și activat? Ea a fost ofițer, bă bune. A lucrat la circulație, la Dan Jianu, prietenul nostru. A fost acolo. Știu, l-a dispecerat. Ei, aici e o masă deosebită. Un om extraordinar pe care a reușit să-l atrag în federație, al doilea vicepreședinte la Federația Română de Polo. Atunci a fost jucător de polo, a jucat multă vreme, dar era prea ocupat să învețe, era studiat. A terminat, ministrul de externe, ministrul Forțelor Armate. Să nu spun vreo prostie, care are și o fată foarte frumoasă, căsătorită cu domnul de la Porsche. Are și o fată, are... Una pe care o știu eu. Are încă două. Domnul Mircea Pașcu. Ioan Mircea Pașcu, vicepreședinte. Că de aici, da, 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 da. Deci am ochit. Da, și un om extraordinar, Comu Puiu, pe care l-am cunoscut mai bine, 90 în biroul lui de consilier prezidențial. Aici am mare antrenoare Gica Deac, ca acum la Pitești, care a fost în trupa lui Dimeca, dar o fată extraordinară, prietenie pe viață, vorba aia. Altă mare campioană, Veronica Cochela, da, soțul său, acolo. Care este economistul cel mai vechi din sportul românesc, economist la baza acolo unde e și canotajul și toate astea. Da, da. Cristi Cochela. Și aici Coca,
și Dumitru Mihalache, vestit Meche. Meche. Știi foarte bine, președinte la Ruibi. La Ruibi, după aia director, la FRF. Da, da, da. La FRF, ca unic în lume. Da. Crede-mă. Da. Fix și figură mare așa. Deci da. Era o aniversare de 70 de ani a unei persoane. Da. Nu contează. Sănătos să fim. Să dea Dumnezeu. Gata. Am scos pozuțele cu copii că nu avem voie. Ce copii? Păi erau niște copii, niște poze. Aia cu fiul? Mai nu, mai multe. N-ai nimic de fiul. Nu. Păi ziceți dumneavoastră. Când se zic? Acum. Păi cum se zic? Păi simplu. Nu zic, ziceți acum dumneavoastră. Ce să zic? De copil. De copil care... Păi nu, aveam o poză, o fotografie cu el în tribune la Ghencea, dovadă că l-am luat de mic cu mine, a văzut cum e și cu spiritul sportului. Înainte de a face și el a făcut scrimă, a făcut fotbal la Sân Măreanu, cu care mă întâlnesc, dacă vezi cum arată Sân Măreanu la vârsta lui, nu-ți vine să crezi. Așa a făcut și un pic de rugby, dar cel mai mult a fost pe carte. Așa cum mi-am dorit toată viața mea, a avut ambiție, eu n-am niciun fel de legătură cu politica, decât în 90, când Dinu cu Samungi au zis să facem Partidul Sportului și Partidul Sportului și Sportivilor, PSS-ul, și am donat 200 de mărci, cotizația, prima cotizație. Și asta a nici fost. În ziua de azi nu știu ce s-a întâmplat, nici cu banii, nici cu partidul, nici cu nimic. În rest, n-am vrut. Am refuzat la un moment dat, chiar mi-a fluturat cineva așa pe la azi, o hârtiuță cu secretar de stat dacă mă înscriu. Nu, jur. Corect. N-am avut. În schimb, el s-a dedicat politici. El a făcut politică. Știi că sunt foarte bucuros? Am fost foarte bucuros când mai scotea câte o carte, care vreo 10. Cărți de analiză, nu știu ce. Am fost foarte bucuros când a luat cele două doctorate magna cum laude. Corect. Dar cel mai bucuros și când a fost? Acum când a ajuns ambasador în Japonia. Dar nu pentru că nu mai e în vâltoarea asta politică. Corect, corect. Domnul Rexi zicea că nu avem ce să vorbim 2 ore și jumătate și vorba noastră, n-a zis multe. Și probabil că ar mai fi... Dar mai veniți, mai veniți, când mai aveți timp. Câte am putut să-mi aduc aminte pe moment. M-ai surprins, recunosc foarte mult, îți mulțumesc. Nu, eu vă mulțumesc. Dar m-ai scos dintr-o amorseală, așa, că nu mai vroiam. Sincer îți spun, nu mai mă interesează. Știți că vorbesc, iertați-mă, cu... mare parte din marii fost sportivi și că plâng de treaba asta, că nu-i mai bagă nimeni în seamă? Nu, nu, la mine nu asta. La mine tocmai momentul în care am zis că mă retrag a fost când au început să se scrie niște aiurel pe seama mea. Și am zis, cum e posibil? Da, v-au deranjat anumite lucruri. Neadevărul. Am înțeles. Că am greșit, că am făcut multe greșeli. Am să-mi cer la mulți oameni iertare. Poate că ar fi trebuit să procedez așa în anumite momente. Mie mi-ați dat Germania la început până să scriu Spania. Poftim, îți cer scuze. Dar neadevărul mă omoară. Știu, e normal, la orice... Cred că nimănui nu-i convine. Și atunci am zis, mai bine. Trag pe dreapta. Am înțeles. Încerc altfel, am scris cărțile alea, am mai ajutat pe cineva să mai facă o carte. Corect. Am mai luat un ban. Aveți ce face, deci. Da, am ce face, fac mișcare. Știu tot, dacă vrei, zona aia, drumul taberei la mine, acolo, Vadea Argeșului până la Oșan, știu sunt tot, de în afară, toate magazine. Deci dorința e să vă vedeți nepoțelul. Dorința cea mare e să văd nepoțelul, într-adevăr, și să văd fetele. Să pentru crească. Că de sâmbătă, am fată nepoată majoră. Fata cea mare mi-a 18 ani, cealaltă are 16 ani. Păi și atunci aveți ce face. Aș vrea să am mai mult de a face și cu ele și să sperăm că băiatul se va liniști acolo ca lumea așa. Domnul Rețchi, mii de mulțumiri că ați fost. Eu mulțumesc foarte mult. Mii de mulțumiri. Trebuie să vă dau și nu știu dacă... vă duceți cu ea. E un plic sau ce? Da, nu, așa e de la noi. A, din partea sponsorului. Da, din partea mulțumesc noastră, din inima. O sticluță de vin ca să știți că ați trecut pe aici. Mulțumesc. Mii de mulțumiri încă o dată. Doamne și nouă. Ajută. Dragi prieteni, a fost alături de noi domnul Geo Raiețchi, un om care m-a ajutat foarte mult în viață, nu mi-a luat perie nouă, dar ăsta este adevărul. Ați fost la Vreau să știu, mii de mulțumiri. Mii de mulțumiri și prietenilor noștri de la Casa Pariurilor. Mii de mulțumiri și vouă că ne urmăriți. Și bineînțeles, așa cum terminăm ca de fiecare dată, cea mai rosită dintre toate zilele noastre este cea în care n-am râs. La revedere, numai bine.